Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Bună seara tuturor și bun găsit la Uite Special în această seară la 7 TV, Uite cum n-a mai fost. E mare bucurie, dar și sunt foarte emoționat pentru că m-am dorit foarte mult această seară și iată că se întâmplă. Ce se întâmplă? Doamnelor și domnilor, am și eu privilegiu să vă spun bună seara. În această seară am unit emisiunile, ca să vedeți. Împreună cu colegul meu Adrian Călin am dorit să facem o ediție specială de 2 ore cu unul dintre cei mai iubiți actori români, speaker, eseist, prozator, autor, maestrul Dan Puric. Bună seara, bine ați venit la A7 TV, maestru. Mulțumesc pentru invitație și mi-ați făcut o prezentare care m-a distrus din start, nu mai știu ce să fac. Vă reveniți dumneavoastră, sunt convins de lucrul Țineți la mine, înseamnă că v-a plăcut ceva, ați adulmecat ceva. Știți ce mi-a zis o măicuță odată în mănăstire? Că poporul român adulmecă. Foarte interesant. Alt sistem de receptare al realității. Nu judecă, nu. Asta cu rațiunea e limitată. Când adulmeci, înseamnă că prinzi ceva, un aer. N-ați văzut că și după o carte bună îți rămâne o dâră, o lumină. Dacă te interferezi cu un om de calitate, rămâne ceva. Așa și cum dacă te interferezi cu un stupid, rămâne invers. Deci ați adulmecat. Maestre, în seara asta îi dau cuvântul colegului meu care are o experiență interesantă și apoi povestesc și eu prima experiență cu dumneavoastră. Așa, da. Totuși zic să încep câteva momente la începutul emisiunii. Sigur, nu am să fac în fiecare seară să vorbesc jumătate de oră. De data asta vorbesc puțin, pentru că dacă maestru începe să vorbească, nu are rost să mai vorbesc, pentru că astăzi ascultăm ceva de suflet și pentru suflet. Înainte de toate, ce se întâmplă? În 2008, într-o zi ajung într-o librărie, eram curios să văd niște cărți, să citesc, să mă simțeam nevoia de ceva, mi-era foame. Și la un moment ajung la un raft filozofie, istorie, mă uit acolo și vedeam în dungă ceva și vă arăt și dumneavoastră în dungă, numai așa vă arăt, așa e, nu? Se vede bine. Nu? Cam așa e. Nu vedeți ce scrie aici. Am văzut că eram aproape. Despre omul frumos. Sigur, mă uitam în oglindă, nu vedeam la fel și în oglindă, dar mi se părea interesant. Și iau cartea și mă uit pe copertă și mă uit în undru și răsfoiesc și încep să citesc. Am copilării la țară, la Nehoiu. Munți înconjurau case țărănești și aminteau zilnic prin frumusețea lor că Dumnezeu există. Ne jucam fotbal pe uliță, între noi, puștii. Tata venea de la spital cu... Nu se poate. Am luat cartea, am fugit la casă și am plătit-o. M-am dus acasă. Până n-am terminat-o, nu m-am oprit. Ce scria aici era incredibil. Și am găsit nume, Noica, Țuțea. A doua zi m-am întors din nou la librărie și am căutat Noica, am căutat Țuțea, eseuri de duminică, 322 de vorbe, tot am luat. În acel moment s-a schimbat ceva în sufletul meu. Și nu spun că sunt la televizor, nu spun că trebuie să spun, îmi doresc de ani de zile această întâlnire. De ani de zile nu trăiesc ziua când mă voi întâlni cu maestru Dan Puric să povestim ce a schimbat în sufletul meu. Și din nou, nu e o poveste, nu e o inserație drăguță, că sigur așa trebuie la televizor, nu este o trăire și autentică. Luați aceste cărți, uitați-vă peste, citiți-le, nu e o reclamă. Este ceea ce există în el, este hrană. Și când ți-e foame și mănânci ceea ce trebuie, te vei simți hrănit, te vei simți sănătos. De aceea, în această seară, vă invităm la un spectacol. Nu e culinar, dar este cerebral. Nu, maestre? Maestre, am și eu multe amintiri. Aș aminti una în seara asta, pentru că m-am marcat în străfundurile inimii mele. Într-una dintre cărți povestiți despre faptul că mama dumneavoastră era bolnavă. Bolnavă foarte grav, cred că era cancer. Da. Și mergeați periodic să stați cu ea, să mai petreceți timp cu ea. Și într-o seară, fiind întinsă pe un pat, v-ați așezat lângă ea ca să mai vorbiți, ca să o mai mângâiați cum puteți, la care mama a pus următoarea întrebare. Ți-e frig? Vrei să te acoperi? Da. Ați vorbit despre dragostea maternă, ați vorbit despre cum poate un om în durerea lui, în cancerul lui, tot timpul să se gândească la altcineva.
Și sunt nestemate extraordinare în cărțile noastre. Mă bucur că ați venit în seara asta împreună cu noi și cred că avem foarte multe de discutat. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru România, pentru neamul românesc. Mulțumesc și eu, domnul coronel. Știți cum e și o să-i răspund și lui Adi. Sunt lucruri mult mai puternice decât moartea. Cum ar fi dragostea. Este, de fapt, așa ne-a izbăvit Iisus. E pentru prima oară când s-a dat așa la o parte sperietura asta. Asta nu înseamnă că omul firesc nu este speriat, dar eu în incidența mamei, cum am văzut că tratează, că ea era suferindă și că dragostea ei pentru mine era mai mare decât moartea, dintr-o dată am văzut moartea ca ceva insignifiant. Nici nu pot să le numesc lecții, că sună redus. Sunt întâlniri în viață care îți rămân, te marchează tot timpul. Un fel de substanță sufletească care ți se duce. Știți că la un moment dat am citit într-o carte a unui medic oncolog că era într-o rezervă cu un domn de 36 de ani, avea cancer în stare terminală, fază galopantă, și era mama lui lângă el. Și era și soția. Și doctorul, care era atunci de gardă, a intrat, le-a salutat pe doamne și a zis, da, să trecem, să vedem ce tratament. Și mama bolnavului a zis, domn doctor, nu vă supărați pe el, de ce nu-l salutați? Pentru el era, pentru ea era copilul, nu nici măcar pacientul. Doctorul deja îl trecuse în partea altă. Gândiți-vă că în situația asta poate să fie nu numai un om, o țară. Noi suntem tratați precum pacientul acela cu cancer galopant. Vine câte unul din ăsta care face fișe pe la NATO, pe la Bruxelles, pe acolo, și sufletul de mama al acestui popor zice, da, da, pe România de ce nu o salutați? E încă vie, chiar dacă e în comă. Ați înțeles unde duc eu? Raportul acesta omar. Știți ce este peste istorie? E chipul lui Dumnezeu din noi. Și mama ținea la chipul lui Dumnezeu, era copilul ei, m-ați înțeles. Și atunci au cărțile, să știți că le-am scris așa. Adi, mi-ai zis de cartea aceasta și m-am bucurat pentru că, știi, tu ai trăit fenomenul acesta, ai aflat de țuțea de noi, ca și eu la rândul meu am aflat ca tine. Și vezi că, într-un fel, se transmit lucrurile astea. Ce ciudat că cărțile mele, mă rog, se vând, se dau pe la buticuri, pe astea, dar știți că într-o vreme nu se comercializau. Păi le-au cam băgat acum pe dedesubt, că fiind plătit de Putin și având ruble și având... Apropo, așa, păi începe... Ce luați de la Putin nu mai trebuie de la cărți, eu zic că nu... Știu, dar odată, acum sigur că îi primim săracii cu compasiune, dar vă dați seama că brusc am intrat în anii 45, când se făceau calomnii de genul ăsta ordinare, atunci te la cu Duba, nu... Eu m-am mirat că n-au făcut ceva și mai mult. Știți că au fost anchete la Teatrul Național, că au fost lucruri de genul ăsta. Și m-am uitat așa, mi-am adus aminte de ce mi-a zis părintele Teofil Păreanu. Nu știu dacă v-am zis în misiune. Doamne, era așa orb, așa. Și l-am cunoscut în spital, la oftalmologie. Și chiar a avut o discuție extraordinară. A zis, Dănuț, tu cu ce te ocupi? Zic, fac pantomimă. Pentru mine nu existi. Că nu vedea săracul. Extraordinar. Da, vorbește, îmi spune ceva. Așa am spus, i-am spus și vorbeam. Era prin 94-95. Și la un moment dat mi-a zis un lucru al meu străznicii, că, măi, Dănuț, mă, n-a fost puțin cam repede? Zic, repede ce? Păi iată, bă, că până în 45 erau toți botezați, se duceau și de Paște cu lumânarea și până în 48 am dat un număr imens de torționari. Au rămas... Zic, da, da, zic, am dat și martiri. Da, mă, pui, am dat și martiri, bă, dar torționari, mă, din rândul acestui popor. Și mi-am dat seama acum în perioada aceasta de pandemie și, nu de pandemie, de când a început războiul acesta sinistru, încă un set de torționari care sunt în presă, sunt în artă, sunt în cultură, care nu s-au sfit să... Știți, calomnia ar trebui pedepsită fantastic, dar... Deci, maestre, răspunde vreo întrebare. Cât ați primit de la Putin? Că asta e situația. Știți că m-a invitat o doamnă la televiziune și era pe discuția asta, am discutat și la sfârșit am plecat și doamna respectivă s-a urcat într-un jeep și pe mine mă vedea că fac semn la taxi.
Păi că văd că nici mașină nu aveți. Păi zic că a început războiul cu Ucraina și nu mai are bani. Să-mi dea. Da, lăsați-i în pace. E izbăvitor când te întâlnești. Vă mai spun ceva. A venit un domn la mine, un țăran, eram pe lângă mormântul Arsenie Boca pe acolo, zice, domnul Dan, vă admir, vreau să vă strâng mâna. Zic, domnule, stai o clipă. Știți că am fost făcut antisemit? Și răspunsul lui țăranul s-a uitat la mine și a zis, numai atât? Vă dați seama, domnule, inteligența românească. Incredibil. Da, numai atât? El a zis, cum nu e pe dumneata? Zic, numai atât? Deci, el și-a dat seama că este epoca calomniilor, a lucrurilor acestea oribile în care să strivești valorile, axul, ce se... Da, mă rog. Și mai ceva, Adi, pot să spun. Am avut o conferință mare, conferință, spectacol la sala Palatului, 4.500 de... Și a luat lumea, a luat lumea cărți. Am băgat și un stand cu cărți acolo ca să dau, știi, cartea e verigă de gradul 2. Stai de vorbă, te duci acasă și o deschizi. O doamnă vârstă mi-a zis, domnul Dan, eu sunt așa tristă după actualități și mai citesc o pagină din cartea dumneavoastră și mă refac sfârtește. Și au luat oamenii cărți. Da, da, ce vreau să spun. La vreun an după asta m-am dus prin nordul Moldovei, într-o bisericuță, dacă erau 100 de persoane și mai ales așa băbuțe. La sala Palatului, la 4.000 de s-au cumpărat vreo 300 de cărți. Băbuții l-au cumpărat 400. Luau așa și zic, dar de ce? Maică, pentru nepot, că e în străinătate să citească, pentru fiul meu, generația aia a pământului. Eu am rămas, nu venea să cred, eu nu mai aveam cred, vă dați seama? Acum nu se mai citește. Am dat unui băiat așa cu care m-am întâlnit pe la o cafea și după făcea cafele pe acolo și am dat, zic că domnul, dar nu vă supărați, eu nu citesc decât este pe suprafața telefonului. Știți că au alergie la lectură. Mai citesc, că subtitrarea de la filme, mai citesc. Deci, aia cât mai este. Sigur, acum, nu tot tineretul este așa, dar marea lui majoritate este anulat. Ei nu mai iau, nu mai vibrează la literă. N-ați văzut imaginea aia copleșitoare cu o fată de 6 ani care deschidea cartea așa? Credea că e digitală. Știți că li se ecranează privirea. Ei nu mai știu ce este o carte. Profesorii nu mai fac efortul. De fapt, n-ați văzut că în clipa în care s-a ordonat învățământul generalizat digital, sigur că e o epocă, epoca digitală, nu poți să faci abstracții de așa ceva. Dar ca să generalizezi, fostul ministru al învățământului, săracul, cine știe ce cunoștințe avea el, el nu și-a dat seama de ce consecințe cumplite. Păi știți ce este în America și în Occident? Este o tragedie. Așa a apărut o carte cu demența digitală. Este o tragedie când se întrerupe contactul ăsta care avem noi acum, față către față. Intonația vocii, gestica, acel ceva care iese. Este o tragedie. Știți că în învățământul american, la un moment dat, când intră pe astea digitale, și că măcar se lasă în clasă să dea noroc cu, să aibă atingere tactilă cu profesorul. Da, și restul sunt așa. Cu pandemia nici nu... Exact, astfel, am zis, pandemia acum și-a oprit orice contact. Păi semnă că a fost făcută special, pentru că un om, o viață online, continuă, îți ia raportul cu viața. Păi vă spun, formatul emisiunii mele, spre exemplu, Știrea cea bună, era ca să întâmpin invitatul cum vine în platou. Să ne îmbrățișăm dacă sunt bărbați, să ne pupăm protocolar dacă este o femeie. Asta era formatul. Și m-am trezit că trebuie să stau la distanța asta, cum stau la dumneavoastră, 3 metri, prin lege. Da. Stați așa că e periculos, adică într-o situație ciudată. Ne-a mă rog, erau distanțele acelea... Distanțarea socială. Da, spiritul ăsta comic, nu comic, de umor. Deci înainte ne distanțau și acum ne spun să facem duș în doi. Ca să facem economie, m-ați înțeles? Domnule, are poporul român un umor extraordinar. Adică s-a uitat așa, exact cum a zis măicuța astea, domnule, că bă, dar sunteți stupiți la pătrat. Și la început și la asta, că românul ăla, în esența lui, nu populația săracă care e ușor manevrabilă, s-a uitat așa cu o distanță din aia aristocratică la maimuțele astea care, știți că mergeau salvări goale, numai ca să-i inducă panică. Doctor plătiți și de aia care s-au mai ridicat, s-au terfelit. Și acum mai, în timp ce vorbim, mai cumpără vaccinul. Pe urmă, v-ați uitat la chestia asta? Dom'le, de unde să știe omul? De ADN, de RNA, de asta? S-a speriat. O parte din oameni s-au vaccinat, o parte nu.
N-ai cum să faci tabere să se lupte decât dacă ești din ala, cum să zic, satanic. Să se urească oamenii. A început războiul. Care e cu Putin? Care... Nu era nimeni cu Putin. România, noi n-am fost niciodată, cum să zic, războinici în toată treaba asta. Și nici împăciuitoriști. Știți, mi-a plăcut o remarcă a lui Chesterton, mare gânditor britanic creștin. Zice, soldatul nu luptă ca să-l împuște pe ăla din față, ci ca să-l apere pe ăla din spate. Și atunci nu vedeți și acum îngrijorarea aceasta legitimă a poporului român, că este între... E ca medicul ăla care vine și nu-l salută. Ne întoarcem la capitolul ăsta, da. Pentru că trebuie să vorbim neapărat despre asta, este un subiect pe agendă. Însă înainte de asta vreau să arătăm un teaser, dragilor noștri privitori, da. Cu dumneavoastră. Avem câteva materiale în seara aceasta, doamnelor și domnilor. O să începem printr-un teaser de câteva secunde și ne explică maestrul ce înseamnă. Deja de Gheorghe Zanfir. Am făcut cu bunul meu prieten Ionescu Cristian, un băiat de o sensibilitate extraordinar. El muzică hip-hop, rap. Și m-a sunat acum un an și m-a marcat. Pentru că îi par așa că sunt mai... Ei sunt de fapt protestatari că ar vrea să colaboreze cu mine. Și a făcut deja două videoclipuri interesante în care combina textul lui cu anumite texte din conferințe sau din emisiuni. Și am zis la un moment dat, o să facem ceva care nu s-a făcut. O să facem o pantomimă. Iar acest videoclip, care a zis așa câteva secunde provocatoare, arată calea. A fost profetic, l-am gândit acum un an. Și arată calea, că România, lumea este înghesuită. Este înghesuită, n-are unde să iasă decât prin acel ceva care o să-l vadă. Îl lansez pe 12, când am spectacol la... Am spectacol acesta, Doi Români, cu Naidin, un artist extraordinar, la Luceafărul. Am și pe 12 și pe 13. Și îl lansez și pe 12 și pe 13 și o să-l băgăm pe YouTube. E foarte interesant că am observat că tineretul a început să vină spre. Își dau seama că acea cale care li s-a oferit, știți cum e treaba? Sunt două nave cu care putem circula acum. E o corăbioară mică care ia apă. Într-un colț stă minunea aceea care dormea. Știți că a fost o furtună pe... Și s-au speriat aia de acolo și zice, ce facem învățătorile? Ție nu-ți pasă că noi ne necăm? Și din ce am citit eu acolo, învățătorul, e un comentariu teribil al Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu s-a uitat la ei. S-a uitat la furtună și a zis, taci, potolește-te. Și furtuna s-a stins brusc. Niciodată nu, furtuna nu dispare brusc. Dacă stați de vorbă cu un medic oncolog serios și intrați în cazuistică, au fost oameni cu metastază pe care i-a trimis acasă să moară. Și pe semnă, omul s-a rugat la Sfântul Nectarie sau în altă parte, e vorba de minune, minunea nu se poate industrializa. Și a venit omul după două, trei luni pentru analize și a zis, da, ce-i cu dumneavoastră? Păi pentru că păi nu se vede nimic, că n-ați avut niciodată nimic. Ce vorbea o mașină, domnul Cunel. Când intri în sfera divină, totul se șterge. Și atunci, deci, Hristos a certat natura. După care l-a zis puțin credincioșilor. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că e o opțiune acum, și mai ales la generația ta, Adi. Ori în corăbioara asta, ori dacă nu avem Titanicul la dispoziție.
care este elegant, este modern, este fabricat în UE sau la Washington. Pe trei clase sociale. Și sparge și icebergurile. Sparge. Știți ce a zis comandantul Titanicului? Ăsta nici Dumnezeu nu poate să scufunde. Și în 1912 a fost tragedia aia cumplită. Și le zic românilor, nu vă urcați așa repede în vaporul ăsta atât de civilizat și cu bune intenții, cum zice francezul, nous avons pavé l'enfer avec de bonnes intentions. Am pavat infernul cu bune intenții. De-aia are dreptate măicuța când zice că poporul român adulmecă. Ba, asta nu merge. Ați auzit expresia asta? E rău că e bine? Dom'le, este cutremurătoare. E rău că e bine. Pentru că românul s-a învățat cu răul. Zice, ferească Dumnezeu de mai rău. Un bine apărut spontan, pentru el este suspect. Binele nu poate să apară spontan de la un om. Știți la ce se mai referă, maestre? Da. La confort. Confortul pe care noi ne-l dorim, pe care noi îl avem, mulți dintre noi, și am învățat să trăim la un standard de care nu avem nevoie, dar pe care l-am primit, l-am servit așa frumos, până la urmă, ăsta ne înrobește atât de tare încât este unul dintre relele cele mai mari. Da, să știți, confortul este, excesul de confort este ca consumerismul. Una este să beau apă și alta este să beau un suc din ăsta făcut. Sucul ăla făcut îmi creează o sete nenaturală de a-mi face o dependență. Excesul de confort degenerează creierul. Eu mă uit la astea, minimum 20-30 de minute pe zi de mișcare. Fals! Mult mai mult trebuie. Fals! Eu fac de 35 de ani mișcare, am făcut și cu maestri chinezi. Este fals! Un om care stă la birou și, cum să zic, știți că a apărut cocoașa de laptop, așa, aici. Le-am zis și la taximetriști. Băi, știți care sunt bolile voastre profesionale? Meniscul, spatele, discopatia, hemoroizii, cervicalul. Pentru că stați așa și când te-ai dat jos după câteva ore, ți-a pleznit. Mi-a zis unul, doamnul, dar nu mi-a zis niciun medic chestia asta. Bă, când stați în pauză acolo, nu aveți clienți, nu mai fumați înăuntru și mișcați-vă puțin. În jurul mașinii. Pentru că trebuie. Este o lipsă de igienă și o lipsă de, de educație medicală. Păi gândiți-vă că la noi în școli, mișcarea a fost suprimată. Educație fizică. Online. Maestre, îmi amintesc că citind una din cărțile dumneavoastră și din anumite istorisiri, la un moment dat maestru Demrădulescu povestește într-o emisiune și v-ați legat dumneavoastră de treaba asta la un moment dat și spune așa, făcând referire la Țiriac și Anăstase, dacă Țiriac și Anăstase jucau tenis cu niște dei care, dădeau mingea în păpușoi și nu ajungeau mari tenismeni. Dacă eu jucam teatru, nu cu Magda Birlic, nu cu mare actor, nu eram nimeni. Da, da. Făcându-l, Eugenia Vodă, făcându-l la profesioniștii, da. Instituția Teatrului Românesc. Da. Vorbiți-mi puțin cine a fost totul acest om, o primă întrebare, și de ce astăzi, nu știu, am impresia și simt că oamenii, tineri, generația mea, generații care urmează, s-au blocat în internet și nu mai vor să performeze, vor să fie, să ajungă să joace, Se joace jocul game-ul vieții cu mari profesioniști. E foarte bună remarca. E o prăpastie antropologică. Hai că îți dau un răspuns așa, clar. Eu, Don Quixote, cu care am făcut aproape toate capitalele europene când am intrat noi în Comunitatea Europeană, eu l-am dedicat lui. El nu mai era pe pământul ăsta. De mulți ani. Și odată la o masă, la o grădină de vară, eram cu o domnișoară în față, cu prietenul ei. Și am zis, uitați, vă aștept mâine, zic, am Don Quixote și l-am dedicat lui Demrădulescu. Cine e? Incredibil. Da. Am intrat cu prietenul meu, Ovidiu Cuncea, la Piatra Neamț. Dumnezeu să odinească pe doamna draga Olteanu Matei, 60 de ani de creație artistică. Am intrat în florărie, deci asta trebuie să aflăți. Și am zis, domnișoare, faceți-ne un buchet frumos de flori pentru doamna draga Olteanu. Și a cunoscut-o în piață. Și zic, nu știu cine este. Zic, e senator PSD. Ar trebui să fie. Zic, da, fiți atent. Și am mers mai departe și zic, spuneți-i că din partea lui Ion Caramitru. Nu știu pe ăștia din politică, ăștia tine. E rodul școlii, Adi. Toți
toți miniștrii învățământului din 1990 până acum sunt vinovați, o spun public. Toți sunt vinovați pentru că v-am dat eu cartea aceea, Omul Liber, care am dedicat-o profesorului Gheorghe Ceaușu de filosofie, o minune, domn. Zicea, bă, Dane, în cultură și în spirit pui acum și culegi după 10 ani. Au distrus totul, manuale alternative, au, dacă vă uitați așa, e un masacru. Și acum pe ei interesează codul rutier mai mult decât desăvârșirea personală și... e un masacru. Și atunci ei au ieșit dezrădăcinați, fără informații și sunt anafectivi. Era cineva, stătea, nu știu dacă v-am spus, au intrat în Teatrul Național absolvenți de regie și de teatru, de actorie, și întâmplător pe la Sala Mare fonoteca vocea lui Ghiță Cozorici. A trei octave avea, cât Laurent Olivier. Și unul a zis, să moară, mamă, ce voce. Cine e ăsta, mă? Și un mașinist în vârstă a zis, păi, vocea maestrului Cozorici. E la noi astăzi în comisie? Excelent. Ai înțeles ce vreau să spun? Pentru asta sunt responsabili. Și în institutul, am zis-o public, și în institutul de... Păi, îți dau numai un exemplu. Când s-a deschis, înainte de pandemie, sau în perioada pandemiei, anul universitar, un ATC, președintele României, domnul Werner Iohannis, a spus că punctele cardinale ale României ale sunt cultura, gender, lesbianismul, toate astea. Și am crezut că punctele cardinale acestui popor sunt credința, cultura, istoria. Îți dai seama ce se întâmplă cu corabia aia care are asemenea puncte cardinale? Și eu repet, nu am nimic împotrivă. Aia este un caz social, un caz și medical cu oamenii respectivi, toată compasiunea și respectul. Cum poți să faci, mă, în calitate de șef al statului o asemenea pornografie? Îl obligă sau îi e natural? Adi, discutăm, pentru că tu ești tânăr. Tu realizezi în ce țară vei mai trăi, că eu mă duc. Îți dai seama că n-ai decât o singură șansă decât să te trezești și să te opui și să mărturisești. De ce faci, domnule, ordinăria asta? Bun, ești președintele statului, ești președinte, ești la cultură. De ce faci, mă, învățământ obligatoriu digital când ăla își pierde reflexul de a scrie și nu mai are facultate de asociație sinaptică? Îl nenorocești. Domnul ministru, dumneavoastră știți ce înseamnă când băgați bani în cultura aceasta de mare perversitate și de pornografie când ați primit telefon de la Bruxelles? Eu cred că e obligă. Bun. Și atunci, ce facem noi? Ce faceți dumneavoastră în calitate de jurnaliști? Ce am făcut? Vă și spun ce am făcut. Adi, stai puțin. Cheamă-l pe un ministru pe cutare. Domnule, de ce investești bani în chestia asta? Pe ministrul economiei. De ce ai închis, domne, aia termoelectrica sau ce naiba? De ce faci dumneata? Că dumneata ești responsabil pe palierul acesta. Pentru că dacă nu reușiți să-i responsabilizați acum și aici, ei vor lucra. Și lucrează în continuare până te auzi într-o situație, mâine, poi mâine, este un copilaș și te duci la grădiniță că face educație sexuală de la 3 ani, îi distruge sufletul. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, sufletul copilașului este ca o mare neliniștită din cauza inocenței, nesiguranței, neștiinței. El sărăcuțul este așa. Și tu vii și îl distrugi. Este ca un oraș proaspăt întemeiat, proaspăt clădit, în care cetățenii nu se cunosc unii cu alții. Fiți atenți ce expresie. Și atunci, nu vedeți că este o copilărie digitală. Știți că ăsta se numește The Third Parent, al treilea părinte. Preferă să bagă în dormitor și stau așa. Relația tată, mamă, copii este tăiată. Și atunci, în pedagogie, sigur că nu arunci mobilul. Da, n-a aruncat nimeni telegraful când a apărut. Dar trebuie să-i spui. Uite cum se folosește. Platon, mare filozof, spunea nu obiectul e de vină, ci felul cum îl folosești. Heisenberg, mare fizician, spunea tehnologia va schimba profund comportamentul psihic dacă tu te lași. Marshall McLuhan, mare profesor de comunicare, spunea că media va veni mai importantă decât mesajul și se va face gândire tribală. Tu ai observat că a dispărut gândirea personală? E gândire online, unde toți trebuie să aibă aceeași gândire. Ce se vrea cu Uniunea Europeană? Păi ți-e frică să mai spui opinie, ți-e frică să mai ai punct de vedere. Ei, să nu-ți fie frică.
Păi nu mi-e frică. Bun, să nu ți fie frică, și atunci tu trebuie să fii. Dacă frică, nu eram eu aici. Sunt aici și spun ca fiul meu. Domnule, tu ai făcut un gest extraordinar. Ai citit cartea mea, sufletul ți s-a deschis și ai mers mai departe. Tu ți-a noi ca așa am făcut eu înainte. Dar îți dau un exemplu. Am chemat un taximetrist, a venit unul tuns în cap, așa, gen cococi, blugi rupți, jegos, și a zis, tăticu, unde te duc? Unde te duc, tăticu? Și zic, du-l pe tăticu, zic, la Muzeul Național, zic, acolo, a fost o parare regal. Hai, mă, mă lași, că nu știu. Zic, lângă Ateneu Român, nu știu, tăticu, de-mi adresă. Zic, uite, Piața George Enescu, și cu degetelul la murdar a păstrat acolo pe ecranul ăla de la GPS, nici nu s-a uitat pe ecran. El conducea, era să calce 3 babe și 5 pisici. Și uita numai pe ala. Și când am ajuns acolo, dom'le, mai rămăseseră coroane de la funerarele majestății sale, regele Mihai. Și zice, să moară mama, a murit unul pe aici. Păi zic, regele, ce mă, noi am avut rege? Și a plecat. Ăla, stai asta puțin. Asta este identitatea nouă. Nouă, o secundă, stai că-ți dau, ca să le cântărești. Ăsta este imbecilul scos, clar, bun, prin grația ministrului învățământului. Da, dar în fața catafalcului a mai fost un elev de liceu care și-a pus servieta jos și a îngenunchiat. Și a rămas România perplexă și a zis, cum? Păi tot pe internet, deci nu internetul e de vină. Și atunci cine este de vină? Cine este de vină? Pentru că marea majoritate, știi ce se cresc acum? Buruieni rele. Maestru. Se smulg plantele bune, florile, și la noi grădinarul, zice România educată, grădinarul este pus să smulgă florile din România și să pună buruieni. Dar de ce? Se încapă de imperiu? În primul rând, buruiana are o vitalitate mult mai mare decât planta, decât floarea. Vitalitatea aceasta așa este uniformă. Poate să o gestioneze foarte bine. Eu am mai dat o soluție, am mai spus-o, Costel Vânătoru, părinte, este directorul Institutului de Gene Legumicole pe la Buzău. O minune. Și a scris acolo, domnul Dan, fiți atent, pare aberant ce vă spun. De atât de actual pentru lumea de astăzi și pentru creștinul de astăzi ce să facă în situația asta de toxicitate totală. Și eu o salată, sal, sol, soda. Da, și ce cu asta? Domnul Dan are o proprietate, e din Noua Zeelandă, și e foarte bună de mâncat. Avem și noi pe malul Mării Negre, în Mediterana, dar nu e bună aia de mâncat. Dar are o proprietate fantastică, ce crește numai în sol salin. Și nu crește nicio buruiană lângă ea. Doi, dacă o iei și o pui într-un sol compromis, reface solul. Și atunci eu zic, creștinul de astăzi, ăștia noi, trebuie să refacem solul, că e compromis. Dacă vă uitați în astea de pe dacă sarea își pierde gustul. Dacă nu, dumneavoastră, este crei un sol de salinitate. Nu lași buruienile în jurul tău. Eu când fac artă în Teatrul Național, nu las buruienile din Teatrul Național să fie în jurul meu. Fac un sol, refac solul. Noi dacă discutăm acum, refacem solul, pentru că uite, marele pedagog Plutarh la secolul I după Hristos. Pe scurt zice, în pedagogie, solul să fie bun, solul înseamnă sufletul copilului. Sămânța să fie bună, care înseamnă preceptele care se dau, cunoștințele, și semănătorul să fie bun. Pentru că altfel este o nenorocire. Și acum, solul la noi a fost infectat și infestat de 30 de ani și, cum să zic, România educată este un vârf al intoxicării și al polorii sufletești. Semințele sunt aduse de la UE, de o mare pornografie, și sunt băgate prin școli. Știți că în clipa în care discut, au băgat cărți cu transgender, au băgat cărți, domnule, și obligativitatea la profesor să predea. Germania face prima grădință pentru transgender. Bun, pentru copiilor. Bun, și atunci, sămânța e proastă. Semănătorul e pervertit. Așa cum au fost doctori plătiți în timpul pandemiei să creeze panică, era unul cu nume de Jumar, Jurma, nu știu cum îl chema, care să creeze o formă din asta de morbiditate. La noi avem, cum să zic, profesori, unii săraci se luptă, săracii, să păstreze insular, că avem profesori eroi, domnule, martiri, cu câte un elev, dar restul? Și atunci, ce faci în situația asta? Care este condiția creștinului? Stai așa și zici, îmi dau și eu copilul la școală, știu și eu,
tu înveți așa, așa, așa. Mai este să știți că de acest gând se leagă foarte mulți români din diaspora care vin în România tocmai pentru a-și păstra copiii în credință. Vorbim minunat, asta este. Vorbim de aceeași persoană. Cred că nu dăm nume acum, dar cred că de aceeași persoană ne vorbim. M-a sunat cineva săptămâna trecută din Austria. Atâta pot să zic. Nimic. Nu vreau să facem omului rău. Poate nu vreau să spun pe post. M-a sunat și mi-a zis, vin în România pentru că acolo mă persecută. Cu aia, cu aia, perfect. Cu aia, cu aia. Fiți atenți acum. Om născut și crescut acolo. Stați să vă explic ceva, pentru că mă doare țara, mă doare neamul, mă doare poporul acela. Noi nu suntem germani și francezi să facem așa instituții. Noi suntem neam vechi. Și pariu este pe România să o defrișeze, de-aia vor să se pregătească să o bage și în război. Nu vedeți că i-a apucat naționalismul brusc? Sunt atât de penibili. Era consilierul la prezidențial, săracul. Cred că au și un handicap sufletesc. Au început să ne spună că e bine să iubești țara, Dumnezeu. După ce au dat trilioane de euro și de dolari să îi dezrădăcineze. Domnul Helvig a zis că trebuie un naționalism moderat. Și am zis, domnul meu, nu, iubirea de patrie nu poate să fie moderată. E ca de mama. Este absolută, ori nu este. Domnul Helvig și-a cerut scuze pe poporul român, ați văzut? Stați puțin, că nu e cazul. Astea sunt cazuri clinice în politică, eu îi numesc, clinice. Oameni făcuți prin laboratoarele, prin UE. Problema este că sunt vectori de infecție. Știți de ce se face chestia? Să zice grecul, propedeutică. Vrea să pregătească tineretul ăsta. N-ați văzut că naționalismul a ieșit la suprafață când a început războiul cu Ucraina? De până atunci nu a fost naționalismul. Ce este extremist? Ești nu știu ce. Acum, naționalismul, deoarece tineretul nostru trebuie să fie masă de mici, maestre, carne de mici băgată pe frontul rusesc, care nu-i războiul nostru? Aceasta este întrebarea centrală acestei serii. Noastră vedeți mișcarea asta socială și polarizarea aceasta fățarnică, după perfect, cum bine a spus. Perfect, ăsta e cuvântul, fățarnic. Așa. Ne bagă politicienii noștri în război? Sigur că da. Politicii noștri sunt în medicină, v-am spus, sunt verigă de gradul, sunt vector de infecție. Uitați cum se face. Starea de urgență se zicea că va fi urmată de starea de criză. Stați puțin. S-a făcut o mică pauză. Credeți că ar fi în stare întâi să trimită copiii în război care nu ne aparține? Pe dacă au fost în stare să vândă toată țara, domnul Cornel. Dacă au fost în stare în 30 de ani... Și ce facem? Noi stăm și ne uităm la ei? Acum, ce facem nu. Acum? În primul rând, eu sunt aici, că vorba lui tata a fost un mare medic. Să diagnosticăm și vorbim să dăm și terapia. Uitați ce se întâmplă. Dacă ați observat felul cum au intrat. Când așa, când lent. Ei întâi sensibilizează terenul. Îți dă o idee de genul ăsta care pare aberantă, domn. De exemplu, părinte 1, părinte 2. Domnule, nimeni dintre... V-ați gândit vreodată la asemenea aberație? Dar tot o cultivă. Încet, 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 încet. Până se creează o sensibilizare. Așa s-a făcut șocul anafilactic. Până se moare. Charles Richet a fost medicul care a luat primul Nobel. Șocul anafilactic a injectat niște câini cu o travă de la pânze și din scuici în peritoneu. Cu o doză. Nu s-a întâmplat nimic. Dar după două săptămâni le-a făcut cu o doză mult mai mică intravenos și au murit în 20 de minute. Să-i o stare așa cu războiul, cu Ucraina, au mai vedea, au făcut consiliul ăla tribal acolo cu armata, nu se știe absolut nimic, îi plutește și odată vezi, zup, stare de urgență. Mai țineți minte acum 10 ani cu scoaterea religiei din învățământ? Dom'le, tot românul s-a, stai domnule, că aici e popor creștin, ce suntem, ortodoși, catolici, greco-catolici, adventiști, chiar o satură, domnule, creștină. De ce? La noi este veche treaba. Până când e obișnuit. După care au făcut lovituri. Pac, pac. După chestii homeopatice, adică după ce se sensibilizează, dă lovitura de grație. La stare de urgență mai respiră cineva în România? Românul care ne ascultă pe noi așa, hai doamne, lasă-mă în pace, ăsta bate câmpii, nu să fie nimic. El lui îi place berea, mie să-mi fie bine. Cine spunea un francez, poporul care are sentimentul primejdii are geni. Are geni. Și atunci mutăm piesele de șac și știm. Dacă ați fost în stare să vindeți țara, dacă ați fost în stare să vă bate joc de sufletul copilor noștri, pe ce a rămas? Să ne băgați pe gât.
un vaccin netestat. Sigur că am fost, domnul Puric, mărturisesc aici, în public. Da. Am trecut destul de greu prin situația asta și am fost unul care am crezut în știință. Am crezut, domnule, da, sunt oameni bine intenționați. Era domnul Cornel, era bine intenționați. Mergeați că era vaccinul la clasic și ziceați, domnule, vaccinul este, sigur că da. Poliomielita, scap de vaccin. Bun, dumneavoastră știți că acum părinții nu mai au încredere nici în vaccinul pentru copii, pentru că vor să bage substanța asta este de tip degenerativ sau deci și s-a dovedit acum mizeria aceasta îngrozitoare. Nu e mizerie, domnul, e crimă. E crima asta îngrozitoare în care învățați-vă să spuneți lucrurilor pe nume, zicea la o ță, dacă ai fi împărat ce ai face? Aș numi corect lucrurile. Cum? Uite un om bun. Uite un criminal. Eu ce fac acum? Soluția care este? Că nu stăm în expectativă și tot analizăm și suntem în spațiu constatativ. Ei și-au făcut bucata. Noi. Ce putem face? Până uitați în emisiunea aceasta, mărturisesc din toată inima și acuz public. Sunteți criminali. Eu, Dan Purică, mi-asum chestia asta. De pe acum, numai când a zis președintele statului că nu cred că poporul român trebuie să intre în război. Cum nu crezi, mă? Dar ți-ai pus odată problema să crezi? Că peste săptămâna viitoare poate crezi, mă. Cine ești tu să crezi și să răspunzi în numele unui popor când ăia ne analizează exact ca pe la pacientul? Lasă-mă aici. Ăia poate să plece. Știți care e pericolul de Afganistan a țării? V-a spus problema că în 20 de ani, pe timp de pace, noi am pierdut 33% din populație când am pierdut în două războaie mondiale? Tineri, oameni adulți, familii distruse, bătrâni distruși, destine distruse. Când ai zis odată, cred că eram la Academie, când ai zis, este inadmisibil acum 10 ani, zic, 11.000 de familii au rămas fără părinți, fără... Și mi-a zis unul de asta, o râmă din asta politică, și că, doamne, n-am înțeles, înainte să făcea naveta Iași, Giurgiu, nu se plângea nimeni. Au zis dumneavoastră ce zicea stupiditatea aia. Când ăla și-a părăsit săracul, n-ați văzut, domne, că s-au dus la Sparanghel în plină pandemie, ultimii sclavi, nu se găsiți în istoria poporului român. Ca pe câini i-au trimis în aeroport. Ca bravo, pe câini. A fost o ticăloșie incredibilă și am semnat-o atunci incredibil. Dar chemați, faceți emisiuni. Un lucru, vreau să vă spun, iertați-mă pe mine că vă întreb, dar cred că au murit, chiar azi discutam cu cineva de niște statistici și mă uitam așa în fugitiv, cred că au murit mai mulți oameni din cauza spitalelor închise de ticăloși decât au murit din cauza COVID-ului. Au murit din cauza COVID-ului, 60.000, dar au murit mai mulți pentru că au stat acasă și nu au avut acces la medicină. Iar asta a fost o ticăloșie din partea lor. Tu trebuie să știi, noi am avut Institutul Cantacuzino. I-am mai repetat aici și domnului Cornel de Roșan în într-o emisiune. Pe tu ți imaginezi că în primul război mondial noi aveam pe Victor Babeș, pe Ion Cantacuzino, pe Constantin Levadite care la Paris. Cine putea să vină să zică așa? Acum pe cine avem? S-a dat un vaccin făcut acolo. Știi că tratamentul genic sau genetic, când tu erai tânăr, noi strigam jos Iliescu, ei începuseră cu, Maligam, Richard Maligam, un mare cercetător. În 2012 s-a descoperit foarfecele cromozomial care poate să intervină pe gene. Dar nu mai insistăm acum. Adică de o ticăloșie, te-ai gândit vreodată? Zic că noi să devenim specialiști în ARN, ADN, o lume normală. Au lucrat în laboratoare de tip satanic. Gândiți-vă că este la cu fața aia săracu, poți să faci studii de antropologie, Harari îl cheamă. Zice că omul este o ființă hăcuibilă. Ai înțeles, Adi? Tu nu ești un nimic, mă puiule. Ești o ființă hăcuibilă. Și Sfântul Apostol Pavel zice, care este omul care poate să cunoască taina omului? Ai înțeles? El zice, o ființă hăcuibilă, ăla nu poate să vindece un herpes. Se moare de cancer. Gândiți-vă că suntem toți abonați datorită alimentației cu care o mâncăm. Incidența cancerului este uriașă, a bolilor de tip degenerativ. În loc această umanitate să se concentreze, studiile de cercetare să se concentreze pe aceste, mai degrabă s-a dezvoltat o industrie farmaceutică care să îți întrețină boala, să devii pacient. Continu, îți întreține boala. Vorba aceea a unui stand-upper care zice, merge la farmacie, zice, vă facem un card la noi. Zice, măi, fată, dar eu nu vreau să fiu abonat aici, măi. Cam asta e ideea. Peste tot l-am întrebat eu pe un țigan la mine pe stradă, o minte extraordinară, zic, te-ai vaccinat, mă? Să moră, mă, m-am vaccinat. Cu ce? Și cu Astra și cu Zeneca. De ce? Îmi plac femeile.
Extraordinar. Imediat, mintea, el acum zice, n-a intrat, domnule. M-ați înțeles? Nu a intrat pe lucrul ăsta, l-a dulmecat. Poate are 4 clase primare. Domnule, știți cum este cu cunoașterea tainică? Ăla are 4 clase primare și a zis, mama, îmi plac femeile, vaccinez-mă vă. Aia, nu știu dacă v-am zis-o, este genială, când a fost cu gripa aviară. Aia a fost un fel de preludiu la asta. Asta a fost nimic. Asta, nu, dar ele pleacă din laborator. Și au vrut vreo 6 virusologi la televizor, oameni serioși, vorbeau de... Și la un moment dat a întrebat-o pe o băbuță, mamaie, ce e gripa aviară? De ce să fie mamă? Sunt doi oameni în alb care omoară mie găinile. Îmi taie mie găinile. Aia zice Sfântul Simeon nou teolog, cunoașterea tainică a fost esență. Ăsta e românismul, domnule. E gândire veche. Ăsta e românismul. Care suspectează... N-ați văzut că... Mă rog, dar n-ar fi bine acum, aș vrea altceva. Să zic, terapia este poziția. Un popor fără certitudini, apropo de revista Certitudinea, eu am botezat-o. E un popor mort. O certitudine, în afară de credință, e patria. În clipa în care ți s-a luat patria, ești terminat. Iar acești politicieni au vândut și suveranitatea economică, acum constituțională, acum suveranitatea militară. Este dată, stăm cu mercenarii în casă. Domnule, trebuie să vă spun și pe asta că este genială. Mi-a zis un taximetrist, eu am două categorii de taximetriști. Unii care mă cunosc, zic, maestre, nu vă luăm niciun ban. Mai bine bea o bere cu dumneavoastră. Și cum se, domnule, dumneavoastră, vă luptați acolo. Și alții care normal nu mă cunosc. Și eram în plină pandemie și s-a apucat unul să-mi povestească mie cum e cu vaccinul. Era băiatul semi-analfabet, dar nu contează. Acum și între taximetriști am găsit niște minți atât de inteligente că nici aia de la Academie nu au. Pentru că o experiență extraordinară. Cum? Da. Dar asta era așa. Nu era el prost, era... Făcea dezacorduri așa. El pe semne că auzise la radio că vaccinul clasic se face dintr-un virus atenuat sau mort și care ți-l bagă. Și acum mi-a explicat că și Pasteur s-ar fi spânzurat de gelozie. Și Babeș zicea, tătric, uite despre ce e vorba. Ăia, la COVID-ul, ăia niște bandiți, ăia vor să intre la mine în casă. Eu că să mă apăr, trebuie să iau alt bandit, dar să-l îmbăt cuc. Problema e, dacă nu mai vine ăia, ce fac eu cu ăsta în casă? Și zice, se trezește din băutură, mă ia la pumn, îmi ia banii și sare și pe nevastă. Ce te faci cu el în casă, că nu mai vin ceilalți? Extraordinar. Ce te faci? Acum ce profesori să zică, domnule, post-vaccinal, morți subite. Ăla s-a zis, ce mă fac cu el în casă? De ce, dumneata, n-ai făcut o discuție liberă? Vă dați seama că noi am avut un prim-ministru și ăla, cred că e caz de antropologie să studiați, care a zis că a te vaccina înseamnă să bei o bere. Domnul prim-ministru, care este pregătirea dumneavoastră virusologică? Eu cel puțin am stat între medici și am fost prieten cu cel mai mare iatrolog din România, nu din Europa, Radu Ieftimovici. Și dacă te uiți așa în istoria virusologiei, Dumnezeule, ce se întâmplă? La ce te joci cu așa ceva? De la prima variolizare de la Jennifer până la Pasteur. Este o luptă în medicină fantastică, cu suspiciuni, cu discuții între oameni de știință. Știți că bacilul holeric, când Robert Koch a demonstrat că prin asta se ia holera, Pettenkofer, mare bacteriolog german, a zis, nu te cred. Și a luat-o o probetă și a băut-o. Nu i s-a întâmplat nimic. Și am întrebat de ce. Dom'le, nici până acum nu se știe. Dar erau lupte. Ați văzut dumneavoastră o luptă la televizor? Au fost câțiva medici de excepție care s-au opus și au ras. Între specialiști să zică, înțelegeți ce vreau să spun. Spiritul critic. Stați, domne, că îl băgăm pe copiii noștri. Comunicarea dezastruoasă, ce să mai vorbim. Nu, au oprit. Au oprit, da. Zicea Karl Popper, zicea, domne, la un moment dat, când în fața evidențelor o ipoteză refuză dialogul, e clar că în spate este un grup de interese. Din păcate, maestră, trebuie să luăm niște publicitate, dar noi rămânem cu dumneavoastră pe online, pe YouTube și pe Facebook. Ne reîntoarcem și pe televiziune în câteva minute. Suntem în online, am ieșit de pe televiziune. Rublele alea le puteți număra acum, ca să fie totul ok. Domnule Curin, vă dați seama
Știți ce mai zis un taximetrist? Băia deștept, că domnul Dan, să moară mama. Să zicem că ăștia din NATO ne ajută ei pe noi să îi împingem pe ruși până la Moscova. Da, dar de la Moscova tot ruși sunt. Adică, ca la țară, înainte să-ți cumpere o casă, cumpăreți vecini. Iar atitudinea noastră o să o dezbatem. Nu trebuie să lăsăm pe alții să ne facă istoria. Nu e nici împăcitorism, nu, nu, nu. România are o menire. Noi trebuie să și suntem obligați pentru copiii noștri și pentru strămoșii noștri. Să refacem menirea, iar menirea se reface prin demnitatea creștină pe care avem. Suntem în raport, cine ne ia viața? Noi am fost creați de Dumnezeu și ne ia viața semenul nostru. Iar rămânem la aia a lui Hobbes, homo homini lupus, nu? Omul pentru om e lup. Păi și atunci Hristos de ce a venit pe pământ? Eu aici am o problemă, maestre. Dom'le, s-a dovedit cu prisosință, falimentar, acest umanism despărțit de Dumnezeu. Că și Hitler zicea, este datoria supremă să strâmpim monștri intermediari între om și maimuță pentru că așa ar vrea Dumnezeu. Adică rasa care nu trebuie. Adică aducerea umanismului despărțit de Dumnezeu este un dezastru. Deci s-a dovedit în istorie treaba asta. Da, da. Marxismul a căzut în nas. De ce trebuie să mai vedem încă o dată pe pielea noastră chestia asta? Eu asta nu pricep. Adică... Păi ați sărit ultima etapă. Acum nu mai e umanism, este transumanism. Ce ziceți de asta? Da, așa este. Nietzsche, Friedrich Nietzsche a zis, omul este ceva care trebuie depășit. Păi da, dar cum îl depășești? Cine îl depășește? S-a spus supraom. Din supraom s-a inspirat nazism. Adică tot noi o facem. Dacă vă uitați puțin la condiția omului în umanitate, ce știm așa? Că Protagoras a zis, omul este măsura tuturor lucrurilor care există, precum există, și care nu există, precum nu există. El era o măsură. Ați înțeles? În antichitate, el era o măsură a unor lucruri. Da, da, cine e măsura omului? Hristos a venit ca să spună că Dumnezeu ne măsoară pe toți. Așa este. Nu mă măsoară pe mine Washingtonul sau Moscova sau Bruxelles. Atunci, avem un material cu noastră de 14 minute, un spectacol, un material cu domnul Naidin de 4 minute și un material cu Dan Purică Lume de 11 minute. Propun să vorbim în loc de cele 14 minute, să vorbim noi în direct în seara asta și să vedem pe domnul Naidin și materialul numărul 4 cu Dan Purică Lume ca să vedem reacțiile oamenilor la dumneavoastră. Cum? Când intrăm în direct. Când intrăm în direct. Cât mai este? Mai avem o oră. Nu, când mai e până intrăm în direct? Mai 2 minute. 2 minute. Și le dăm atunci când intrăm în direct? Da. Dar zic să nu dăm acel material mare de 14 minute cu dumneavoastră, că noi suntem aici cu dumneavoastră în direct. Da, bine, putem da cu altă ocazie. Dați cu altă ocazie. Dați cu Naidin. Maestre, totuși, mi-aș dori să mai veniți la noi. Știi cum... Știi, e cu timpul și... dar. Zicea Horea... Și că, bă, să mă pomeniți, dar nu prea des. De ce? Să nu mă ieftinez, mă. Știi că ai de spus ceva, așa devenim logoreci. Știu ce vrei să zici, Adi, dar sunt puncte pe care ar trebui ca jurnalist să le vânezi și să chemați oameni autentici. România, asta mi-a plăcut cel mai mult, Solzhenitsyn a spus. Ce oameni autentici mai avem în țărișoara noastră? Dați-mi 5 nume. Sunt. Vreau să spun că dacă te duci într-o școală, uite, eu pot să fac cunoștință cu un copil întors de curând din Canada, într-o familie de român. Excepțional. 14. Și îl întreb, face așa emisiune, cum vede lumea? O minte briantă. Am fost în Bucovina, la Rădăuți. Întâlnire cu elevi și cu profesori. Domnule, ceva inimaginabil. Ați prins curaj. Nu că am prins curaj, că știam, dar parcă mi s-a odihnit sufletul. Are Walt Whitman un vers, învață de la păsări să te odihnești în aer. Ei, în sfârșit m-am odihnit și eu pe crac când am ajuns în Bucovina, pentru că am văzut niște elevi de liceu excepțional, profesori excepționali. Și atunci iei unul din ăsta. Iau un elev de 14 ani și iau un politician globalist.
Și spuneți, domnul ministru, ce se întâmplă? Spuneți copilul ăsta cam care e viitorul, care îl faceți. Sau bănuiesc că copilul ăsta e la bursă, la Oxford, la Stanford, la Harvard. 20 de secunde. Da. Ce facem cu el? Ai înțeles? Fă lucrul acesta din nou, direct. Pune-i față în față. Eu i-aș pune pe unii cu tineri ăștia de 20 de ani care e vorba să fie băgați în linia întâi. Păi, chemați-l pe ăsta care avem ministru al... Tâlvăr. Continuăm, doamnelor și domnilor, ediție specială cu maestru Dan Puric. În această seară mai avem câteva subiecte pe ordinea de zi. Am discutat și în această pauză, dar, maestre, vreau să vorbim puțin despre cum o primi românii pe ucraineni. Cum vi se pare această atitudine? Știți cum este într-o lume a calculelor, a strategiilor și a diplomațiilor? Ei au făcut ceva irațional pentru lumea asta. Ca apariția lui Hristos, imprevizibilă și răvășitoare. Au uitat totul. Au uitat și de Bucovina și de Ținutul Herței. Și dintr-o dată a fost liantul la creștin. Dă-i bă să mănânce, bă, că e omul în suferință. Ala e. A fost cea mai mare lecție de creștinism care s-a dat. Ați observat ceva? Ăia din jur n-au observat. Nici ungurii, nici polonezii, nici ăia de la UE. Așa era, era niște proști. Noi ne-am dat măsură acolo. Vă zic un text superb din cartea lui Iov. Cel ce suferă are drept la mila prietenului chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Deci noi asta ne-am făcut pentru ei, prieteni. Da, deși noi, în istoria recentă, știți că dacă era invers, știți că noi n-aveam unde să fugim? Nu ne primeau nici ucrainienii, nici ungurii, nici bulgarii. E ceea ce a zis Gheorghe Brăteanu în proximitatea celui de-al doilea război mondial. România n-are decât un singur prieten, Marea Neagră. Dați-mi voie să vă contrazic. Eu cred că ne primeau ungurii, că eu sunt de pe graniță cu ungurii și întotdeauna m-am înțeles bine. Am băut apă din aceeași fântână, vorba noastră. Da, vreau să vă spun că eu am să mă duc acum la Târgu Mureș și am să vorbesc despre arta de a trăi împreună. Nu ungurii, ci sistemul politic care bagă tot timpul găteje ca să conflictualizeze. Nu unguru. Eu am avut unul cei mai buni prieteni ai mei unguri, Matei Ghiozu, violist cu care am făcut pantomimă. Excepțional. Excepțional om. Mama lui, excepțional. No. Sistemele politice. Și America. Am fost în America, am găsit niște oameni americani nemaipomeniți. Eu cred că ei sunt cei mai suferinți pe suprafața Pământului. Știți că în Canada sunt peste 10.000 de familii care și-au retras copiii de la școală? De ce nu fac și aici românii la fel? Pasivitatea lor acum va fi cea mai mare crimă pe care pot să o facă vis-a-vis de copii. În ani. Știți că, zicea un gânditor francez, copiii de acum nu mai sunt copiii părinților, sunt copiii vremurilor. Unii deștepți au zis că sunt copiii statului. Deja sunt ai statului, că nu mai sunt ai părinților. Gândiți-vă că noi ne apropiem încet, încet de o dictatură. Cu față democratică. Numai faptul că vor să gestioneze, să trecem pe carduri, să fim digitalizați din punct de vedere financiar, oricine știe. Oricum suntem deja. Nu, dar când va dispare cash-ul și va dispare leul românesc, atunci suntem la îndemâna lor. Și atunci trebuie făcut, chemați aici un economist, chemați oameni. De ce, măcar a spus premizele unei asemenea lucruri, de ce dumneavoastră ați acceptat lucrul ăsta? De ce, domnul ministru al sănătății, care dumneata încă mai cumperi vaccinuri? De ce? Întrebați-i. Știți cum e Demostene, marele om politic al Greciei Antice și marele orator, a spus, voi grecilor, nu dușmanul de la graniță este periculos, ci nepăsarea voastră. Nepăsarea voastră, iartă-mă. Mai zi, vine unul și zice, vorbește la palatinul, dar vorbește ce va face. Păi fă-mă, că eu sunt aici să ghidonez. Zicea tot Demostene, a zis. Tot așa, zicea unul că tu vorbești, nu faci nimic. Eu vorbesc, fac.
că pun o atitudine la lucru. Când a fost să fiu și la universitate, m-am dus. Dar nu pot de unul singur. Și atunci ăla stă, testează, zice, mă, nu mai vorbe. E bine, am discutat aici, imbecilul care vrea să facă ordine. Nu cu ăla discutăm. Omul trebuie să înțeleagă că fără o atitudine concretă, clară și la obiect, nu se poate face. E ca și cum într-un bloc operator permiți să se intre cu mâna de la morgă. Așa au murit de febră puerperală pe la 1840. Sute de femei. Da, era, cum să zic, cazul acela care a fost nemaipomenit al medicului maghiar, care a sesizat că ăia se duceau de la autopsie și veneau direct la naștere și mureau. Când era asistată de moașă, nu murea, că nu-și băga mâinile acolo. Ăla vine cu mâine murdare de ideologia de la Bruxelles și le bagă aici. Constantin Rădulescu Motru zice așa, o cultură benefică pentru o țară e bună, pentru alta este de tip degenerativ, poți să omori. Dom'le, dacă te duci în Kenya, respecti tradiția de acolo. Pentru că așa au fost făcuți, este o energie identitară, m-ați înțeles? Națiunea săracă, poporul român are un respect așa intrinsec vis-a-vis de celălalt. Păi, gândiți-vă că în Dobrogea au fost 18 etnii. N-a trebuit să fie niciun comisar al poporului să regleze așa ceva. Și o să vă întreb. Da. Mă uitam, fără să o văd niciunde scrisă, zilele trecute. Românii, nu numele de români, grecu, sârbu, ungureanu, rusu, am luat numele popoarelor din jur și le păstrăm, le dăm mai departe. Oare popoarele din jur au numele de românu? E foarte bună întrebare. Mi-a pus întrebarea în sensul ăsta. Deci noi avem sfinți ruși pe care avem evlavie în fața lor. Sfinți sârbi, sfinți bulgari. Nu știu invers dacă e. Asta mă interesează. Noi am luat identitatea lor ca prietenie. N-am luat-o... Adi, ai făcut o remarcă excepțională. Noi n-am deschis. Restul e așa. Dar fii atent. Și nu avem nume englezul, americanu, avem numele ăstora de lângă noi. Păi noi suntem, din ortodoxie, din zona asta. Niște ortodoxi izolați. E foarte bună întrebarea. Știi, părintele Stăniloae zicea că noi suntem popor punte. Acolo, de multe ori, ortodoxia e legată de un naționalism feroce, limitativ și extremist și așa. De multe ori. Dar nu întotdeauna, dar de multe ori. Poporul român în creștinismul lui a fost așa, uite-te, și mai este ceva, v-ați gândit că, de exemplu, la ruși, mari sfinți, Ioan de Cronștea, Teofanul Zăvorâtu, Ignatie Brancianenov, așa sunt volume groase, scrise, la noi nu. Știți de ce? Pentru că nimeni nu trebuia să convingă pe nimeni, pe babă nu trebuie să convingea din sat sau omul, ce să convingi? A, scris Părintele Stăniloae la nivel de teologie răsfiritană, altceva, dar nu din astea, era firească. De ce vor acum să omoare firescul? Au început acest metabolism creștin la noi, trebuie distrus. Păi se zice că odată cu banii trebuie să primești și alte lucruri. Că aici este cheia cu care politicienii noștri sunt strânși cu ușa. Ei nu sunt strânși, nu-i strânge nimeni. Sunt cozi de topor care acceptă lucrul ăsta. Eu am plecat din Teatrul Național acum 3 ani pentru că n-am mai acceptat să joc într-un teatru care ajunsese bordel național. M-am întors acum pentru că m-a chemat colegul și directorul care este interimar, colegul și prietenul meu Mircea Rusu și am zis, vin bă Mircea, dar vin să repar. Nu să mă supun la o politică repertorială aberantă. Eu nu subscriu aici în treaba asta. Eu vin ca să repar. Vin și creez un mediu, cum să zic, de igienizare. Cultura nu se poate împotmoli în zone din astea așa, din subsolul ființei. Haideți să vedem niște imagini cu maestrul Alexandru Naidin, cu care dumneavoastră jucați și apoi ne întoarcem. Am luat cuvintele dintr-o doină pentru că nu am vrut să distrug doina și am pus-o într-un stil așa mai de blues. Cine n-are dor pe vale
cine n-are dor pe vale. Nu știe luna când răsare, chiar nu știe nici noaptea cât e de mare. Oh, cine n-are dor pe vale, cine n-are dor pe vale, nu știe luna când răsare, nici noaptea cât e de mare. Vino mândru, spuse el, vino până afară. Hai te rog, mândra mea, și tu odată până afară, mă, zise ea, nu vin badio, nu vin doară. S-o lăsăm pe mâine seară. Și el a plecat supărat și a venit a doua seară cu altă cravată, cu alt costum. Cine n-are dor pe lungă, cine n-are dor pe lungă, nu știe luna când se culcă, nici noaptea cât e de lungă. Cine n-are dor pe lungă. Superbe, superbe acorduri, superbă interpretare. Da, e un mare artist. Adrian. Și... da, Adrian Aidin, da. Alexandru, iertați-mă, maestre, că v-am botezat. Are nevoie publicul din România de calitate, de calitate sufletească, iar Adrian le dăm acea substanță a muzicii care îl așează în matca lui. Și eu vin pe partea altă cu regenerarea sufletului, pentru că vreau să le vorbesc de umor, nu de bășcărie. O să observați ceva, ca să distrugi un popor, trebuie să-l mitocănizezi. Până și umorul care se cultivă la televizor sau la astea de stand-up comedii care le vedeți, sunt de cea mai josă calitate. Alea trebuie să împinse, pentru că un popor care să-și dezlănțuie instinctele primare s-a dus cu orice aspirație către o lume superioară. Da, dar cu satul românesc, maestre, eu cred că satul românesc, dacă devine pervertit în felul ăsta, pentru acolo e esența, acolo e bătrânica, maică, mi-ajunge, oameni îmbrăcați în alb, acolo e totul. Dacă l-am pervertit, pentru că și natural, generația veche se duce să odihnească, vine generația nouă, care vin cu apucături de oraș, vin cu apucături de Bruxelles, vin cu apucături de orice. Da, da. Ce au să facă oamenii ăștia? Distrug satul românesc? Atunci distrug totul. Da. Că dacă nu avem satul românesc, unde nu-i amețești cum vrei pe oamenii de acolo. Păi ei au rămas o minoritate, Adi. Restul vin cum ai zis tu. Știi că au fost țărani care și-au mădut pădurea ca să aibă un jeep. El nu mai avea sentimentul pământului, care era de la tata. Așa de aia. El vrea să se vadă aia din comună cu jeepul. Ai înțeles? Vrea cu jeepul. Face și un căsui din ăla mare, așa, roz. Pe care nu se poate încălzi niciodată. Niciodată și stă într-o singură cameră. El este destructurat sufletește. Și tragedia mare când pom se oprește cu jeepul ăla. Este altceva, este o consecință, dar... pomul din pădure. Unul din obiectivele care au fost să se distrugă satul românesc, pentru că el era un epicentru de identitate națională. Dacă te uiți în perioada interbelică, toți mari filozofi români sunt aplicați asupra satului românesc. E o cultură, o teză, până la urmă. Constantin Rădulescu Motru vorbește, Constantin Noica, Petre Țuțea, pentru că ei vin din sat. Și atunci, pentru omul din sat, ăla care venea din afară era un venetic. Era străin de sat. Satul, zice, gura lumii. Era să te ferească Dumnezeu, era o comuniune. Părintele Stăniloae zice, cea mai liberă, zice, comuniune, cea mai importantă sau cea mai frumoasă comuniune de oameni liberi. În sat, Gheorghe era cu vaca pe câmp, Ion era la prășit, Ghiță era cu capre. Da, dar când era mort la Ion, fugeau toți acolo. Când era nuntă, deci ei se duceau. Și când scoteau cartofii și când puneau varza, toată lumea erau, mi-aduc aminte de satul prin ochii bunicilor mei, unde am trăit, unde am banat. Exact. Și atunci era aveți incredibil. O comuniune. Dar uite, în Dobrogea, de exemplu, cu tătarii.
Îmi spunea tata că a fost în Dobrogea. Și nu era nevoie de Comunia Europeană. Aveau un suflet comun. Tătarul nu strângea toată producția de legume. Și mi-a zis, dar de ce nu strângi? Ci că vine văduva din sat sau orfanul. Dar nu făcea caz. Principiul vechi testamental ăsta. O lăsa acolo. Fă un bine și aruncă în mare. Și atunci aveți că există o posibilitate, o punte. Pe mine m-ar interesa acum să fac o punte de legătură cu ungurii, cu sufletul lor. Așa cum ar interesa să fac o punte de legătură cu rușii, cu sufletul lor. Și să opunem acestei degenerări hegemonice, acestor monștri retardați plecat, o altă cale. Ați observat ceva, știți că omenirea va fi împinsă în zid. Bun. Stați că vă dau exemplu, cel mai mult ca să fiu clar, să nu vă... Oranchi. Oranchi a fost mănăstirea care veneau țarii. Acolo se pare că a scris Învierea Tolstoi. Acolo au fost băgați 15.000 de prizonieri de război. Și acolo a fost părintele Dimitrie Bejan. Și când i-am citit memoriile, a rămas uluit. Pentru că erau ortodoxi, catolici, protestanți, prizonieri toți. Și ce că fiecare cu cultul lor acolo. Numai când se vorbea de incidența morții, erau uniți toți. Erau uniți toți. Pentru că acolo era marea taină a lumii. Și ăla era protestant, ăla era catolic, ăla era ortodox, acolo se strângeau. Omenirea acum va da această replică. Pentru că vom fi germani, francezi, pentru ei abia acum vor vedea ce este comunism. Generația mea a cunoscut-o și încă moderat, dar aia de dinainte care a făcut pușcărie, vă dați seama, în timp ce Sartre scria că Jean-Paul Sartre, comunismul este o mântuire, tancurile rusești intrau în Cehia. Iar la noi se murea în pușcărie peste 200.000 au murit. Ai observat că nimeni la Consiliul European nu au făcut un proces moral, s-a cerut. S-a cerut un proces moral, nu în Nuremberg. Al comunismului zice, nu, că sunt lucruri care au fost rescrise, sau nu știu cum se numește, un termen juridic. Au fost trecute. Cu mari greutăți s-a realizat muzeul prescrise, da. Victimelor comunismului de la Sighet. Am fost și la închisoarea de la Aiud, dacă nu greșesc. Aiud. Da. Ce-am văzut acolo, sincer, am crezut că nu e adevărat. Da, ai fost și la mănăstire? Pe unde s-a construit biserica. Nu, am fost doar într-o închisorii. Acolo și ce am văzut acolo, da. Am și filmat acolo, am vorbit cu directorul închisorii. Ce am văzut acolo... Vreau să vă întreb un lucru, Cornel. Un singur lucru vreau să întreb. Credeți că vom avea șansa să ne împăcăm cu vecinii, cu popoarele, cu vecinii noștri? Eu văd acum o hâră. Ne bagă hâră între unguri și români. Eu am crescut pe țar, am crescut în bloc cu vecini unguri, maghiari. Da. În prietenie mă întorc în bloc și mă salut și ne bucurăm și oriunde, și cu sârbi. Timișoara fiind, nu, între Ungaria și Serbia, la conflu, mijloc, la răscruce. Da. N-am avut niciodată ură și nu s-a... Dar acum se implementează că vor să fure România, Ardealul, că vor să facă nu știu ce, ceea ce... Lucruri pe care nu le cred. Cred doar niște că sunt ticăloși ticluite pentru a lua poporul român și a se uita cu ură spre poporul maghiar. Se face și reversul. Și reversul, da. Păi a fost un cetățean maghiar politician și a ieșit cu o declarație ticăloasă, de altfel că dacă nu suntem în stare noi ca unguri să spânzurăm un jurnalist maghiar, dar cu cetățenie română din Târgu Mureș, de-aia am ajuns aici. Și sigur că n-a reacționat nimeni, dar dacă eram în Ungaria și făcea un român treaba asta, nu venea Rendor Șegul și mi-l lua imediat? Da, nu trebuie să te ambalezi foarte mult. E clar că ceea ce ai spus este, de asta m-am și gândit să fac. Și repet, când lucrezi, știi cum este, e foarte interesant ce lași să se imprinteze în tine. Mă aduc aminte, uite, apropo de rus, Evdokimov, zice, cred că este cazul să nu mai lăsăm chipul istoriei noi, să refacem chipul lui Hristos din noi. În clipa în care ai chipul lui Hristos, și românul nu își face probleme teologice. Și cu ungurul pui problema asta, atunci se dezvoltă o altă punte. E ca și cum ieși din cocina istoriei. Că pe mine mă întreba și mi-a domnule, dacă cade omul pe jos, ridici, pe nu, eu nu ridic decât ortodoxi. Două probleme. Eu nu ridic greco-catolici, nu ridic protestanți.
ridici și musulmani, ridici evrei, e omul suferință. Aia e puntea. Nu e nimic nou. Cel care a vorbit cu sufletul omului, cu inima omului, a fost Hristos. Mi-a spus înainte, domnul Corner, de umanismul fără de Dumnezeu. Da, dar era și fără om. Și fără om, așa. Știți că drepturile omului sunt un furt abject din ceea ce a lăsat Hristos. Păi omul până la Hristos nu era nimic. Și atunci i-a zis așa, scoatem transcendența și vă dăm noi drepturi. Păi da, mă, și ce te faci? Stai într-o baltă juridică și nu mai este chestia asta. Ce ne unește? Într-un moment de panică, de asta, am văzut momente din asta, nici nu pot să numesc de solidaritate, ci de înfrățire, cum zic, dumnezească între oameni la poli opuși. Nici nu te gândeai. Și chiar și în război s-au văzut niște lucruri de genul ăsta nemaipomenite, pe front, unde s-a ieșit din istorie și era un gest creștin. 25 decembrie, germanii cu englezii jucau fotbal. Da. Deci până toți s-au împușcat. Da, dar... Bine, ăla a fost un gest cu zi așa cavaleresc. Problema era să joace fotbal în continuare. Așa este. Știți mai că spune. În front, pe front, interesant, germanul în tranșeu, ungurul în tranșeu și românul pe partea asta. Și toți spuneau tatăl nostru. Nu tatăl meu. Tatăl nostru. Și atunci când spui tatăl nostru, nu mai tragi. Eu asta vă spun. România nu trebuie... Știți care sunt soluțiile? Când se va face stare de urgență, omul are în el o frică, o stare de... Se vor supune. Mobilizare. Nici nu se discută. Intră cu forța și România va fi așa. Și ce vor scoate? Vor scoate câteva zeci de mii de tineri nevinovați, care în viața lor au făcut instrucție militară. Mai sunt și dezrădăcinați, că am mai zis, numai ca pe vremea Mareșelul Antonescu vor doi trece spărutul. Ei nici nu mai au sentimentul de apartenență, pe care îi vor măcelării. Și la asta zic, aportul României, pentru cine? Să semnăm în istoria unor oameni hidoși de-a dreptul satanici? Partea elaltă este Mahatma Gandhi. Haideți, Dumnezeu, protestul ieșim... Protestul pașnic. Ieșim, nu, nici măcar nu-i protest, este o prezență. Să facem act de prezență, nu de absență. Hai să ieșim câteva milioane pe stradă. Cine mai este pe stradă, domnul? Da, așa, trageți, Boric. Nu, eu vă spun. Eu vă spun ce se va întâmpla. Au pervertit și ieșitul pe stradă, au mințit românii să iasă pe stradă să protesteze. Lăsați-i pentru Roșia Montană, să protesteze pentru justiție, într-un mod fals și ticălos, pentru că nu erau subiecte de protestat. Adi, era... Și acum când trebuie să iasă oamenii în stradă, maestre, nu iese nimeni. S-au săturat. Adi, era altă miză. Miza serviciilor. Când, nu, când ai să-ți aperi copilul, ce e cel mai drag, și știi că este o crimă, vor fi alte reflexii. Maestre, două probleme vreau să vă întreb. Cum vedeți totuși acest conflict de lângă noi? Cum să ne raportăm sănătos? Pentru că aici este o problemă. Unii ne polarizăm într-o parte sau vă în alta. Vă spun imediat. Vă rog. În primul rând, nu intrați pe găștile astea. Astea aparțin de istorie. E o distincție extraordinară. România are o menire creștină fundamentală pe care trebuie să-și exprime creștinește și politic creștinește. Nu e războiul nostru. Doi, noi ne facem istoria, nu ne faceți voi. Noi avem identitatea noastră, nu ne dați voi o altă identitate, că vii tu de la Washington cu băieții cu lunetă pe acolo. Știți aia lui Mircea Eliade? Timpul sacru și timpul profan. Păi mă duc la bere și în restaurant și timpul profan. Dincolo nu, este un timpul sacru. Și zice, mitologiile, toate astea sunt un timpul sacru. Și face un amendament de urgență extraordinar Eliade, zice, da, miturile mari care au creat cu zeitățile, toate popoarele lumii au un timp sacru. Da, dar s-a întâmplat ceva. Când s-a însfințit timpul istoric, când cineva a intrat în istorie și l-a însfințit, ăla e Hristos. Ce avem noi de făcut este să însfințim timpul ăsta. Istoria este un gunoi ordinar. Zicea Constantin Noica, istoria a făcut pipi pe mine, fac și eu pe ea. Hristos a însfințit istoria. Martirii au însfințit istoria. Faceți următorul exercițiu. Scoateți din istoria emoțională și memoria acestui popor toți martirii din închisurile comuniste, scoateți-l și pe Brâncoveanu. Și o să vedeți un end. Nu mai avem nimic. Și atunci ei au însfințit. O mamă îți însfințește viața prin sacrificiu și jertfa ei.
Datoria noastră acum este să însfințim istoria asta. Îi las, nu, o demonizează. Pentru că au trecutul ăsta. Sunt imperii care au cucerit, care au luat. Noi n-am făcut așa ceva. Au declanșat crime, război, au precedent. Sunt fără de Dumnezeu. Nu subapreciați forța omului fără de Dumnezeu. Iar la omul fără de Dumnezeu, știți aia lui Creangă, teribilă. Îi drage să îl scoate Dumnezeu pe ăla fără de lege. Este un singur animal mișcător fără Dumnezeu, cum spunea Țuțea. Omul fără Dumnezeu, un animal mișcător. Categoric. Dar Creangă o zice clar. La ăla fără Dumnezeu, îl scoate Dumnezeu fără de lege. Se bat între ei. Nu intrăm în cașca asta. Noi avem un statut creștin de mii de ani și mai mult decât atâta, avem transcendență de zeci de mii de ani. Suntem cel mai vechi popor din Europa. O civilizație, cum să spun, o spiritualitate imensă. Altfel nu te dăm, domnule, din Clătaș. Ne-au făcut hoți peste graniță. Ne-au desacralizat istoria noastră. Vorbeam cu maestru Arcinel în câteva contexte și îmi spunea că se ducea peste graniță, cu concerte și cu tot felul de spectacole, unde cânta, juca teatru, ce făcea și iubea oamenii, le apreciau, mai veniți, îl rugau să țină două spectacole în aceea zi pentru că era plin de oameni care vreau să le asculte. Și mă duc eu în Europa și dacă spun că sunt român, dacă spun că se uită la tine, ce, hoț, corupția, imediat ești taxat. Și de foarte multe ori încerci să îți modifici un pic accentul într-o engleză românească, să nu pară că ești din Est, să te dai de pe acolo, de undeva, ca să nu te interpreteze. Este just, eu să știi că am călătorit foarte mult și mă... Aștept. Asta urmează. Dăm puric în lume. Vreau să arătăm un material. Hai. Să vedem dacă... filozofia noastră, viziunea pe care o aveți, are impact nu numai aici la noi, ci să vedem la oamenii din lumea asta. Și să ne și povestiți cum ați fost primiți și cum vedeți. Un material, vedem un material video și ne întoarcem în direct. It's so good to see Dan Puric here in London too. Am fost enchantată, încântată de program, de regie, de tot. Magic, magic, sunt foarte buni. I'm so here to see him with such an amazing cast. I thought it was absolutely superb. I thought the choreography was amazing and the routines, even though there weren't words, it really didn't matter at all. No, it was superb. Dass die Rumänen uns hier zeigen, dass sie etwas haben, was wir nicht haben. Dafür möchte ich der Truppe sagen, sehr vielen Dank. Das war sehr wichtig für uns. That was great. That was really amazing. And the quality of performance is quite amazing. These people, I don't know them. I don't know where they are. I mean, they are from Romania, aren't they? But I've never heard of them, and that was brilliant. I wish that many, many people could see this show. This is a great show. Dan Puric, c'est un phénomène tout à fait à part, parce qu'il a une énergie, une intensité, une conviction qui est tout à fait, qui dépasse tous les genres. C'est-à-dire qu'à la fois il est chorégraphe, à la fois il est metteur en scène, à la fois il incarne son rôle d'une manière tellement profonde, en même temps ludique, mais en même temps d'une manière très intense. J'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire. Pues tengo que reconocer que el director ha sabido darle un toque genial para poder llevar un hilo conductor a través de toda la obra del Quijote y mezclándolo con aspectos más modernistas. Y verdaderamente tengo que felicitaros porque ha sido una obra para mí extraordinaria. Die Kombination von Pantomime mit diesen Bildern, der Musik, den Geschichten erzählen, der Philosophie, die dahinter ist, ist so ein außergewöhnliches Kunstwerk, wie ich es in dieser Form noch nie gesehen habe. Nu am simțit regretul că nu mai sunt cetățean român până în seara aceasta. Vraiment con parce que y a rien à redire, c'est fantastique. Hein, oui. J'ai adoré, c'était génial, genius and vraiment extraordinary. These kind of people are very rare. Always been maybe and are even more rare today in this cold world. I think he's a genius, this Dan Puric.
Pe mine? Sau pe da, doamnelor și domnilor, am revenit în direct. Câteva imagini cu Dan Puric în lume. Maestre, aveți așa o nostalgie? Mai mergeți prin străinătate? Aveți program? Nu am mai mers. Atunci asta a fost spectacolul Don Quixote când România a intrat în comuniune, în comunitatea europeană, și mi-a venit zic comuniune. Și au ales atunci de la Ministerul de Externe un spectacol reprezentativ. Este cel care l-am dedicat eu maestrului Dem Dădulescu. Și l-am jucat 13 ani la Teatrul Național. Lucrez acum la un spectacol și cu tineri de o calitate extraordinară. Extraordinară. Un spectacol tot așa a unui limbaj aici, de la cortex la cortex, de la inimă la inimă. Un mare regizor britanic, Gordon Craig, spunea secolul 21 va descoperi un automobil, un vehicul care să transporte mai rapid gândurile și simțămintele noastre. Și atunci am lucrat, am făcut o școală, urmă ea, mă rog, s-a distrus. Nu se poate naște fără tradiția aceasta absolut fascinantă a teatrului românesc. Știți cât de repede am recuperat? Noi, instituțional, 1853, realizați că Hamlet a fost scris la 1601. La 1601 îl omorau pe Mihai Viteazul. Distanța între 1601 și 1853 și până ca să ajungi la Aristide Demetriad, care a fost trecut în Cartea Londrei, ca să ajungi la Notara și să ajungi la Vraca, la... este fulminant cum în sute de ani de tăcere, dintr-o dată se ridică niște forțe. V-ați imaginat lucrul ăsta că Mihai Pascali îl ruga pe tânărul Mihai Eminescu, era sufleur la Teatrul Național și am zis că Mihai Eminescu a început ca sufleur la Teatrul Național și a terminat ca suflerul conștiinței naționale. Și se traducă din Teodor Roger, unul din mari esteticieni. Eu i-am citit traducerea, era un mare care, și însemnările lui de la 19 ani. Este ceva inimaginabil și zicea în teatru românesc, dorul binelui. Eu asta am vrut. Și am luat stepul, artele marțiale, baletul, dansurile populare, o să vedeți aici în Don Quixote, e pe YouTube, cine vrea să-l vadă. Un dialog între ritmurile populare și ritmul de step, care peste tot în lume unde am fost, au fost înțelese. Să știți, am jucat în Corea de Sud, în Corea de Nord, am jucat în China, la Beijing, la 3500 de oameni, la Opera Națională. Impactul pe care l-au avut aceste spectacole este un impact sufletesc. Eu n-am avut impresari. Eu vin într-o țară mică, vă dați seama, fără o pregătire. Și reacția lor a fost o reacție extraordinară. Faptul că aici în România întotdeauna mi s-au distrus toate posibilitățile, știți, eu și acum la 63 de ani. Mulțumesc, eu nu pot să fac o școală. Nu interesează dacă stai de vorbă, că nici nu realizează. Asta mâine dacă mor, n-au curie. Eu tot mă zbat. Și m-am consolat cu faptul că citeam de marele neurolog Gheorghe Marinescu, Proporțion Gardel, a fost un geniu. Pe la 60 și ceva de ani urca dealul Parlamentului să, cu o hârtie că vrea să facă un institut de neurologie și i-a zis portarul, bă, așteaptă acolo. Până la urmă s-a găsit, pentru că totuși erau alți oameni politici atunci să facă. Dar tot timpul valoarea în România a fost chinuită. Ce ne rămâne, maestre? Ce ne rămâne? Eu cred că umorul este o formă de rezistență. Povestiți-ne puțin despre treaba asta, că avem nevoie, iată, avem câteva minute în emisiune, 20 de minute. Umorul nu de rezistență. Folosiți un alt cuvânt mai bun, al lui Noica, dăinuire. Dăinuire. Că rezistența poate să fie politică. Știi, dai cu sticla de benzină la piața universității, s-a dus și a plecat partidul. Nu! Umorul este aristocrația poporului român în fața istoriei. Privește așa cu o detașare și în fracțiuni de secundă se întâmplă un declic de o inteligență rară. Să vă dau un exemplu. Structura unui banc, de exemplu. Zice Obama, președintele Americii, George Cameron era atunci și președintele Putin la o întâlnire internațională. Fiți atenți cum începe bancul. Și la o întâlnire și în pauză George Cameron a scos un ceas așa mic, un ceas de buzunar, de aur cu diamante, și spunea lui George, to my friend George Cameron, Obama, din partea lui Obama.
Și Obama a văzut și a scos și el un ceas de aur alb cu perle. Tu mai friend Obama from George Cameron. Și atunci Putin s-a uitat la ei cu privirea lui prin care trec regimente întregi și a scos un ceas superb, dar o lucrare ceva mai veche se vedea. Numai că pe capac scria lui Ionel Cebreteanu de la Carol I. Ați înțeles? Dintr-o dată, te-ai iluminat. Generația asta nouă nu înțelege bancul ăsta. Păi nu știi istorie. Aici e cheia. Nu, dar nici nu trebuie să le zici. Riscați, domnule Poric. O să zică că Brăgeanu e o stradă, domnule. Asta zic, domnule, e o stradă, domnule. Riscați prin bancul ăsta. Nu mai stați cu Putin acum. Ce faci? Puțin. No, nu mă rezic. Soarta unei glume, Shakespeare zice. Soarta unei glume nu depinde de gura care o spune, ci de urechea care o ascultă. E o probă de inteligență. Omul care are capacitatea să râdă, știi cum e? A fost un mare actor, Sacha Guitry, francez, super, zicea, și publicul trebuie să aibă talent. Că poate să fie un public stupid. Eu am jucat, de exemplu, la oameni politici, mai bine jucam la frigider. Pentru că erau cu mintea înghețată, n-aveau reflex, nu erau educați. Stați, domnule, nu era Brătianu, domnule, care vine la teatru. La Constantin Tănase, care, cum să zic, făcea și în primul rând era Brătianu, pe care el îl ridiculiza, dar avea umor. Ăștia nu mai sunt, domnule, ăștia sunt în primul rând analfabeți. Pentru ăștia Brătianu e o stradă, domnule. Știți ce mi-a zis taximetristul? Am văzut strada Mihai Eminescu, mare scris așa, poet. Zic, dar cum să zici numele de Mihai Eminescu că e poet? Nu, domnule, dar nu v-ați prins. E o șmecherie că costă tabla mai scump. Și ca să... Aha. Pe nasul că spar bordurile din nou acum. Sunt borduri de toamnă, borduri sigur, de primăvară. Sigur, se schimbă... Aveți o amintire, ceva, un banc, o glumă, nu știu, orice, cu maestru Demrădulescu? Dom'le, cu el nici nu poți să zici că e o glumă. Ceva, și un banc. Are multe. El a fost monumentul domne, de umor. Dom'le. Și când tăceați venea să râzi până la urmă. Eu l-am avut în clasă, dom'le. La un moment dat nu mai ajuns la toaletă, făceam pipi pe mine. El avea o față de o severitate fantastică și pe dedesubt era un copil. El pentru mine a fost părintele meu în teatrul românesc și a fost și prietenul meu, domne. Uite, să vă dau un exemplu. Veneam cu exerciții de improvizație. Și eu stăteam la catedră, noi făceam, și eu m-am apucat să fac, era o emisiune înainte la radio din muzica populară. Și imitam pe toți. Și am ajuns la muzica chineză și cântam așa, îmi făceam ting tong tong ting tong. Și am făcut când pleacă sunetul. Ting tong pu ting. Și urmăream și a ieșit la catedră și cu catalogul zis: "Tong!" El atunci era în ogradă. Dom'le, zicea: "Dragă Puric, tu nu știi forța poporului român, dragă Puric." Și cum? Tu nu eram niște legioane pe malul Oltului, acolo la Vâlcea? Și într-o zi, lume, lume, circul din Franța a venit. Boxerul Jean-Pierre provoacă pentru 1000 de galbeni pe cel mai puternic om. Cine îl va învinge, va lua 1000 de galbeni. Și noi, niște ligioane, de acolo ne-am dus la Neanicu. Neanicu, măcelarul, nu omora taurul cu cuțitul, cu pumnul. Buf, în cap, și tot cădea așa. Nici că Neanicu tu mai tăia așa niște harte, plin de sânge, zici, Nănicu, vrei 1000 de galbeni? Unde? Și l-am dus pe ring. Și nici nu și-a spus halatul, era plin de sânge, a aruncat Nănicu. Că trebuie să-l bați pe ăsta. Da? Dom'le, zice că a tras un pumn, și că, dragă Puric, ți-a trecut vreodată liftul pe lângă urechi? Ăla s-a culcat pe burtă că a văzut moartea și antrenorul zicea: ridică-te, impresarul, că mă nenorocești. Zice, am copii acasă, nu mă ridic. Și că așa s-a făcut Mărășeștiu, dragă Puri. Cum explica? Așa s-a făcut forța aia a poporului român. Știți că am citit în jurnalul lui Mackenzie, genial, da, era un geniu militar și a zis: suntem în mare pericol. De ce? Românii își termină muniția. Și ce înseamnă asta? Baionetă. Păi la baionetă trebuie să rumpăști. Sufletească, creștină. Păi nu se mai baionă. Fiecare casă trebuie să facă Mărășești. Țineți minte ce vă spun. Fiecare casă, fiecare mamă mai ales trebuie să o cumărășești. Pentru că, cine ești tu, mă? Dom'le, știți cum vorbesc ăștia în frunte cu președintele Republicii și cu
fantomele alea. Ei vorbesc de dragostea de țară ca un eunuc despre dragostea lui față de o femeie. Ăștia sunt niște Credeți că știu ce înseamnă? Aia genială când zicea spălați-vă pe mâini. Spălați-vă pe mâini și pe burtire. Zi-mă mai repede că mi-ți duce bateria la telefon. E vorba de altă inteligență, noi. Nu ia aștept să păști. Toată problema la cultura terorii, poporul român va pune cultura diversiunii, dar să te ferească Dumnezeu de incidența cu sufletul creștin. Vă amintiți, dacă spunea în felul următor șeful Republicii, după sărbători vom avea mormântări. Am la zis, câteva luni de zile, la câteva luni de zile, ieșiți cât mai mulți la vot. Nu se întâmpla, nu se schimbase nimic în bine în România. Știi care a fost răspunsul genial? Am văzut eu un preot, genial, preot de țară, în plină pandemie. Așa și Buster Keaton a fost gelos. Și Cepri. Zicea, drept credincioși români, vremurile acestea de ciumă, de pandemie, ne fac, iată, să fim separați. Eu vă mărturisesc că aici sunt singur cu Dumnezeu și cu Sfinții. Și când vorbea, s-a văzut baticul unei babe cu lumânare care trece prin spate pe acolo. Era biserica plină. A trecut. A ieșit din cadru. Era... incredibil. La teroarea, cultura terorii, se răspunde cu cultura diversiunii. Și în rest, o să-i vedem. Lăsați, paradoxal, vremurile sunt bune. Ori pierim, ieșind din istorie, ori le arătăm. Există riscul acesta real. Dar cum să, dacă noi, domnul Cunea, noi am cedat în clipa de față, noi am cedat tot. Toate suveranitățile, și financiară, și economică, și militară, constituțională. Ce vreți mai mult? Statul român nu mai există. Pe noi l-au medalia băiatul ăsta că statul este eșuat. Cine a participat să eșueze? Faci o România educată, care învață este reeducare, tipitești. Îți bagi joc de martiri, faci din martiri, faci criminal de război. Nu l-a tras nimeni la răspundere. Zice... Cine l-a tras cineva la răspundere? Știți că aia au votat 60% din Parlament că Mircea Vulcănescu, Radu Gir sunt criminal de război, Petre Tuță. Și am stat cu unul de la PNL, mă, să nu mă interpreze de greșit, că poate sunt oameni PNL de treabă, dar și că nici nu știm legea asta. Că... Bă, dă-mă, azi ridică mânuță, mă. Legea 107. Se ridică mânuța de multe ori. Și atunci asta e așa. Care e clasă politică? Vorba lui Eminescu zicea această populație flotantă care era țară întâmplătoare România. Așa vorbea el de clasa politică de atunci. Populație flotantă. Zicea un domn acum recent că, de exemplu, în 1995 căzuse un avion pe nu știu unde, au murit nu știu câți oameni, inflația era sus, războiul pe la graniță pe partea cu Serbia era în floare și în România era rău, inflația sus, dar nu era cultura terorică astăzi. Ei au prins român. În prima așa, cum se face? Dacă vreți să citiți studii de caz, este Noam Chomsky, un evreu inteligent de stânga, cred că are vreo 90 și ceva de ani, o carte așa, cum merge lumea. Doamne, și-a surprins niște mecanisme fantastice. Cum îl cheamă altceva? Noam Chomsky. Este mare, genial. Un evreu de o probitate extraordinară. Se omoară dictatorul, întâi se satanizează și până se face un guvern căpușă, minoritar, nu minoritar, marionet, care merge pe convenții. Și până se schimbă. Sluguțe. Sluguțele nu au ideologii. E om giruietă. Sluguțele? N-am mai văzut-o pe asta. Pe, dar n-au ideologii, ei sunt giruietă. Ce faci? Suntem liberali? Suntem democrați? Suntem lesbiene? Micuții. Da, ăștia fac orice și merg pe comandă așa. Și dedesubt este poporul. N-au nicio legătură una cu alta. Și atunci tot ceea ce spun eu este ca acest popor român să aibă o detașare, cum să zic, creștină față de așa ceva și să se întărească sufletește. Știți că suntem în furtună și există furtuna, sunt două furtune în Evanghelie. Și ce facem? Lăsăm Evanghelie încolo prăfuite? Zicea un mare teolog rus, Mereșkovski. Și că, dom'le, comuniștii sunt buni, dom'le. De ce? Suflă praful de pe Evanghelie. Fiți atenți ce expresie. Ea vine aici. Păi, suntem, nu? Suntem pe corabie. Suntem în furtună. N-avem nicio șansă. Și aia au strigat. Au văzut chipul lui Hristos și au zis că e o nălucă, nu? Deci, Doamne, dacă Tu ești, strigă-mă. Vino Petre. Și-a călcat și mergea pe apă atâta timp cât s-a uitat la el. În clipa în care, știi, noi ne uităm acum, suntem la 7 TV, eu sunt un actor pensionar, n-avem nicio șansă.
dar în clipa cu vorba Sfântului Apostol Pavel, cu ochii țintă la Hristos. Așa a fost poporul român. Uitați-vă în toată istoria lui. Sunteți din Banat. Eu am fost la Caransebeș. Și am văzut muzeul de acolo. Este absolut fabulos. Harta României era Moldova, nu Moldova, Muntenia, și pe urmă Imperiul Habsburgic. Dar pe sub Imperiul Habsburgic erau eparhiile creștine românești. Ca acum. Sunt ăștia cu comunitatea mea, alt imperiu. Nu vedeți că se comportă cu noi ca Habsburgii? Mai rău. Ăia nici măcar nu ne mai încercau să ne mai pervertească sufletele, mai așa, au furat civilizația cât au furat. Dar acum intră în esență, în esența creștinismului, intră în familie. Vedeți, dar ce simplu e de dus de nas poporul român. Nu vi se pare? Uitați, cu referendum pentru familie, spre exemplu. Vine unul și zice, referendumul lui Dragnea. Nu mai ieșim, domnul Purile. Știți ce s-a întâmplat, domnul Purile? Nu uitați că noi suntem după 50 de ani de comunism, o populație obosită. Ceilalți care au venit după noi, mai tineri, au cunoscut niște facilități care, cum să zic, nu s-au izbit de viață. Și atunci nu e mai interesat, au fost educați, nu mai este trecut, nu mai este Dumnezeu. Și atunci este o mutație. Este ca un organism care nu mai are imunitate. Înțelegeți ce vreau să spun? Da. Eu de am zis de aia sal, sol, soda. Este menirea noastră. Știți ce? Tot repet fraza asta mântuitoare a lui Eminescu. Viitor umbra. Puteți să stați de vorbă cu copiii dumneavoastră cât vreți. Cel mai important este atitudinea pe care o văd că o aveți. Cum a fost tata? Cum a fost mama? Cum a stat? Dacă ne văd așa cocoșați, suntem pe cale să scriem noi, ăștia, da? O pagină nu rușinoasă. Ultima pagină din istorie. Pentru că tineretul de astăzi, repet, în marea lui majoritate, este anafectiv. Nici vorbeam cu cineva, ci că nici măcar nu poți să-i consideri inamici. Sunt inerți. Așa au scos, dar ți-e milă de ei, pentru că sunt copiii noștri, sunt ai noștri. Trebuie să identifici cauza, etiologia bolii și trebuie să strigi. Trebuie să strigi. Era, da mă rog, să vă gândiți foarte bine la lucrul ăsta. E un alchimist olandez care vorbea de generația spontană. Să ia un vas de grâu, e genial explicație, și se pune o cămașă murdară deasupra. În 20 de zile, datorită murdăriei și asta cu grâu, ies șoarici. Până s-a demonstrat că nu există generație spontană, dar ca metaforă este extraordinară. Luați poporul grâu românesc și puneți o cămașă murdară, clasa politică, și ies șoarici. Din punct de vedere social, metafora este extraordinară. Puneți-ne, acoperiți un suflet. Eu am zis de popor român că este popor grâu. Pentru că el rezistă, zicea profesorul Paulescu, savantul acesta, martir, orice vietate are nevoie de un mediu ca să existe. Mai puțin grâu. Iei o amforă și după 400 de ani dai drumul la o picătură cu apă, germinează. Nu vedeți că noi acum ne-am retras în amforă? Adi, să te uiți, dacă vrei să vezi tragedia antică, uite-te în ochii părinților tăi. Pentru că ei au trecut prin ce au trecut și au sentimentul primejdii. Știți cu ce aș răspunde eu la amărâții ăștia care vor să ne bage în război? Și în general la lumea asta, bipolară, multipolară, bă, dar mai terminați bă cu polaritățile. Suntem în secolul 21 și voi vă comportați ca în antichitate, cu o cruzime și cu o bestialitate tehnologică mult mai mare, că ea nu aveau bombe bacteriologice. Știți când era Sfântul Ioan Gură de Aur, episcop, și în orășelul ăla lui au venit legionarii romani să strângă bani pentru ziua împăratului și au început să-i bată pe oameni. Și atunci oamenii s-au revoltat și nu erau mulți, erau puțini soldați. S-au revoltat, i-au lungat pe soldați și s-au dus și la guvernator. Și guvernatorul, de frica rebeliunii, a fugit. Și atunci, de furie, au dărâmat statuia împăratului, care era de aur. Știți ce înseamnă asta? Pedeapsa cezarului. Cărămidă cu cărămidă să fie scoasă. Să fie ras orașul. Și au pregătit 50.000 de soldați, legiuni din astea care veneau, să radă un oraș. Și atunci, ce au făcut oamenii? Disperați, s-au dus, cu ce să se înarmeze? Că
la Sfântul Ioan Gură de Aur, care era episcop. La 40 de ani, slăbuț, chels. Ce facem? Și ăsta a făcut o manevră extraordinară. O putem face și în București. Și am să vă spun cum. Veneau trupele și l-a chemat sfinții din pustie. Bătrâni aia care mâncau o coajă de pâine la două zile, cu o blană, cu o cânepă pe el, așa, se plimbau. Tot orașul era închis. Erau cu, s-au baricadat în casă. Vedeți imaginea? Este de apocalipsă. Și aia, vum, 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 vum. Și la un moment dat, un moșneag, așa, unul de 80 de ani, s-a pus în fața armatei. Ei, nu putea să treacă armata. Dacă erau 500 de orășeni, îi făceau praf. Dacă vezi unul, e ca cu tancul în Tianmen, știi? Când vezi, s-a oprit. Și bătrânul a zis, descălecați. Da, generalul, erau creștini așa, au descălecat, că nu putea să pună. Spuneți împăratului vostru că atunci când poate să dea viață, atunci o ia. Încălecați. Încălecate. Un boșneac senil. Da. Și spune povestea că în drum spre guvernator și-au schimbat planul. Puteți vedea, eu vă spun ca artist creștin, imaginea asta. Nu trebuie să iasă nimeni pe străzile Bucureștiului și a României la mobilizare. Să iasă doar mamele copiilor. Să meargă. Atât, mamele. Fabuloasă imaginea. Ele au născut. Și să zic că la primele blindate, când veți putea face ce am făcut noi, trageți. Vă place, nu? Asta este soluția. În rest, stați prin casă, aruncați-vă copii și ascultați-i pe amărâții ăștia peste ani de zile. Ăștia sunt cea mai rușinoasă pată. Pentru că am de o ilustrație a unui apologet creștin foarte frumoasă, spune că un om cu foarte mulți bani a dorit să cumpere un sat întreg. Voia el să facă acolo niște business și mai departe. În mijlocul satului era o casă a unui bătrân. A venit bătrânul, ce vreți să faceți? Vrem să cumpărăm satul aici, vă dăm dublu, triplu cât era valoarea casei lui. El zice, nu vând. N-au putut să-l determine nici cum să vândă. Și la un moment dat, n-aveau ce să-i facă, nu puteau să-l omoare, suntem contemporaneitate. Venea patronul ăsta mare cu câte un client să-i arate, bătrânul se apropia și zice, dacă vă va spune că tot satul este al lui, să nu-l credeți, aici este locul meu. Perfect, Valam. Asta și cred că v-am mai spus într-o emisiune, dar e bine să o repovestesc pentru că întărește ce a spus. E la unul care nu renunță. Solzhenitsyn spunea de om autentic. Un singur om autentic, zice Solzhenitsyn, și cred că era ucrainian Solzhenitsyn, fiți atent. Ce minte, ce conștiință extraordinară. Un singur om autentic poate să salveze un sat. Poate să salveze o comună. Poate să salveze un oraș. Poate să salveze o țară. Ianares, mare teolog grec, zice e ca un poet care salvează toate posibilitățile poeziei. Eminescu. Gradul acesta de autenticitate, nu trebuie sturme, de autenticitate. De autenticitate fantastică. Ăsta, etnograf, folclorist, pe vârf de deal, o casă țărănească cu băbuță care mai trăia acolo. Și au văzut un gemuliz din la frumos așa cu cruce, știi ce? Și vezi, mama, îți cumpărăm fereastra. Eu nu înțelegea cum să-mi cumpăr. Vă spune un termopan frumos, mare, modern. Și cum să văd o fereastra mea? Vedeți? Un soi de perplexitate atavică, uriașă. Păi ce, mamă, uite, să faci, vii într-o mai lumină. Nu, doamnă, mamă. Și nu avea niciun argument. Păi uite, îți dăm bani, au ajuns să spună că ia toată casa. Îi cumpăr casa. Nu dau, maică, argument. Dar de ce nu dai, mamă? Eu prin ce mai privesc lumea? Ea prin aia... Privea lumea. Era în zona semnificației, Adi. Alexandru Dragomir, marele filozof român, unul dintre cei mai inteligenți discipoli al Heidegger, pentru mine, o intraductibilă, un teritoriu oarecare este patria mea. Pentru mine, un fenomen lingvistic oarecare este limba română. Pentru mine, un trecut oarecare este istoria mea. Pentru mine,
identitatea, eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul, ce am discutat. Sărăcia poate să fie scară spre sfințenie. Dostoievski face diferența între sărăcie și mizerabilizare. România educată a domnului președinte Iohannis este un act de mizerabilizare a sufletului copilului și al țării. Iar cei care l-au susținut și îl susțin în continuare, cu toate, cum să zic, ideile patologice la Bruxelles, vor să mizerabilizeze sufletul poporului român. Eu prin ce mai privesc? Este icoană. Să-și facă la ea acasă, nu la mine. Mulțumim, maestre, pentru această seară. Incredibil. Ce seară, Cornel? Adrian, iată că suntem la finalul ediției speciale. Maestre, să ține stare la valorile fundamentale creștine. Suntem de aceeași parte a baricadei, să subliniem faptul că nimeni nu trebuie să amestece în familie, în dreptul la viață, în războaiele altora. Sunt Cornel Răvășan. Mulțumim, domnilor și domnilor, mulțumim foarte mult. A fost o seară în care am vorbit noi puțin și românismul autentic cel mai mult. Mulțumim, maestre, pentru această seară. A fost un regal de românism. Eu vă mulțumesc și pentru șansa pe care mi-ați dat-o ca să mai pot vorbi oamenilor și pentru faptul că am avut șansa să fim pe același culoar și pe aceeași afinitate sufletească. Mulțumim foarte mult! Mâine seară, de la ora 21, la substanțială ediție specială, iar apoi colegul meu, Cornel Șar, cu știrea cea bună, la fel o ediție specială. Rămâneți cu programele așa pe TV. Noapte bună! Noapte bună! Acest program a